Să declarăm deschisă ședința Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctor Expresia Răului în Literatura Română, Ion Creangă, Mircea Eliade, Vasile Vasilache, Savate Baștovoi și alții, autor Ivanov Constantin, a programul de doctorat 6.2.2.0.1 Literatura Română, conducător științific Andrei Turcanu, doctor habilitat, profesor din comisie, fac parte subsemnata domnul academician Mihai Cimpoi, domnul profesor universitar Constantin Dram de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, doamna doctor în filologie, conferențiar universitar Viorica Zaharia de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și domnul doctor habilitat în filologie, profesor Andrei Turcanu, conducător de doctorat, care reprezintă aici ca și mine Universitatea de Stat din Moldova. Este vorba de școala doctorală științe umanistice din Consorțiul Național administrat de Universitatea de Stat din Moldova. Așadar, avem impus o anumită procedură pentru susținerea tezei de doctor în filologie. Voi urmări această procedură cu strictețe, pentru că așa ne se cere. Prin urmare, am în față dosarul pregătit pentru susținerea publică a tezei de doctor în filologie a domnului Constantin Ivanov. Dosarul este complet și chiar are și acte în plus față de ceea ce prevede regulamentul. Am să vă prezint câteva momente din acest dosar. În primul rând am să fac o scurtă prezentare a studentului doctorand, domnul Constantin Ivanov, născut în anul 1986, în prezent activează la Institutul de Filologie Română Bogdan Petricei Pașteu al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Am să vă prezint că formația domnului Constantin Ivanov, întrucât mi se pare relevant acest moment, o iau în ordinea prezentată aici, și-a trecut doctoratul la Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir, care ulterior a fost absorbită de Universitatea de Stat din Moldova. Are un masterat în științe umanistice la Universitatea un masterat în literatură comparată și antropologie culturală la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, un alt masterat în științe umanistice la Facultatea de Filologie a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, are absolvită licența la Facultatea de Litere la Universitatea de Stat din Moldova cu specialitatea Limba și Literatura Română și Limba Greacă, apoi a absolvit și un institut biblic din municipiul Bălți, ceea ce explică întrucât va pregătirea care a permis să realizeze teza în perspectiva pe care a realizat-o și deja studiile preuniversitare. Am să vă prezint, dosarul conține de asemenea și lista publicațiilor, o listă impunătoare care depășește acel număr de publicații pe care le cere regulamentul pentru a putea susține teza de doctor în filologie. Aș menționa că domnul Constantin Ivanov are două publicații în reviste indexate, în Scopus și în Web of Science, și acesta este un lucru important. Cred că vom vorbi atunci când va veni momentul despre aceasta. Dumnealui prezintă aici o listă de 29 de publicații. Aș menționa de asemenea că domnul Constantin Ivanov a fost angajat și este angajat în câteva proiecte de cercetare științifică, în proiectul instituțional Portal de Resurse Lingvistice pentru Limba Română în anii 2015-2016,
15-2019, proiect pentru tineri cercetători, literatura prin prisma arhetipologiei 2019 și în programul de stat contexte socioculturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia din secolul XIX până în prezent, program de stat în desfășurare la Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu HDU din Chișinău. Am făcut o prezentare succintă, cine vrea să ia cunoștință de dosar, poate să se uite, este la noi aici, la îndemână. Deci aceasta a fost intrarea în procedura de susținere. Acum îi oferim cuvântul domnului doctorand, student doctorand, să-și prezinte rezultatele, lucrarea și rezultatele cercetării. Aveți la dispoziție, domnule Constantin Ivanov, 30-40 de minute. Așa spune regulamentul. Dacă intrați în 30 sau în 35, este și mai bine. Poftiți! Vă mulțumesc foarte mult, domnul Șlătischi, pentru această prezentare. Stimați membri ai Comisiei de Susținere, îmi dați voie să prezint lucrarea la care am muncit împreună cu domnul profesor Andrei Țurcanu mai bine de 4 ani, ca o introducere la prezentare pe care urmează să o realizez. Vreau să menționez faptul că când am intrat la doctorat, când am depus actele pentru doctorat, am scris mai multe articole în mai multe domenii și tot rugam pe un cercetător, pe altul cercetător mai experimentat, să se uite peste articolele mele. Și în felul ăsta vreau să spicuiesc și eu cine ar putea să fie sau domeniul a care aș putea să-mi fac lucrat, care de lucrat. Evident că în acest sens domnul profesor la un moment dat a reacționat, m-a sunat și a zis mâine trebuie să depunem proiectul și în felul acesta am rămas cu domnul profesor Andrei Țurcanu, lucru pe care nu regret și cu această ocazie vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru că m-a susținut, m-a încurajat și lungile discuții și lucrarea de fapt este rezultatul a lungilor discuții pe care le-am avut împreună cu domnul profesor și în felul acesta încerc să prezint expresia răului în literatura română, Ion Creangă, Mircea Eliade, Vasile Vasilache, Savate Boștovoi, o explicație la vis-a-vis de acest titlu, procedurile birocratice cer ca proiectul doctoral să fie prezentat cu o bucată de timp mai devreme, lucruri pe care nu puteam să-mi dau seama ce urmează să cercetez, de aceea am pus autori în paranteză doar așa la o privire generală și care urmează mai apoi să fie completați cu alți autori. Pentru că, în primul rând, nu urmăresc autorii ce au scris, dar urmăresc o tematică, o problematică reflectată în literatură. Și pe parcursul cercetării mi-am dat seama că pot să vorbesc despre un anumit tip de rău la anumiți autori, un alt tip de rău la alți autori și așa mai departe. Alvin Toffler spune așa, analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci cel care nu știe să înțeleagă. O epocă culturală este definită de conținutul ideilor pe care le vehiculează, ci de filtrul interpretativ pe care îl propune Ioan Petru Culianu. Mircea Braga spune că opera de artă nu poate fi redusă la structură, procesul de creație la închegarea unui sistem de relații, iar actul critic la încercarea de a explica un sistem structural. În urma eforturilor de a cuprinde creația, întotdeauna se pierde ceva pe drum, dar chiar ceea ce rămâne e mai mult decât sistemul. Nicolae Berdeaiu spune, în viața umană au o importanță fundamentală fantezia creatoare, crearea imaginilor a ceva mai bun. Corelația dintre ce este imaginat și ce este real e mai complexă decât se crede de obicei. Actualitatea temei de cercetare. În teza noastră de doctorat am insistat asupra unei abordări pluridisciplinare cu intenția expresă de a realiza o exegeză a creațiilor literare care ar trece dincolo de text, spre insolitul abisalul psihologic al operii. Obiectul de bază al cercetării este nemijlocit
creația literară, dar pentru că o vom analiza prin prisma problematicii răului, a fost nevoie de o transgresare hermeneutică spre stratul de profunzime, unde literarul este forma, învelișul sensibil al unor înțelesuri și semnificații de natură metafizică, sociologică, antropologică sau de altă natură. Studiul structurilor imaginare necesită transcenderea granițelor unei rigori metodologice specifice, de exemplu structuralismul, devenit mai degrabă un mod de cunoaștere cu atribute de relaționare ale cercetării imaginarului și al istoriei culturale. Acest mod de abordare a creațiilor literare ne ajută să identificăm aspecte fundamentale ale metafizicii răului în viața personajelor, marcate de diverse conflicte interioare sau de fracturi identitare. Scopul cercetării constă în realizarea unui studiu inter- și transdisciplinar al problematicii răului din imaginarul literar românesc, care să identifice reprezentările definitorii, imaginile, motivele și semnificațiile artistice de profunzime și modul lor de corelare cu matricea identitară a imaginarului cultural național, la autori precum Ion Creangă, Mircea Eliade, Vasile Vasilache, Savate Boștovoi și alți autori. Importanța teoretică și valoarea aplicativii a lucrării constă în sistematizarea aspectelor conceptuale a ceea ce poate fi numit și reprezentat prin noțiunea de rău. Rezultatele acestei cercetări pot servi drept un bun suport teoretic-aplicativ în valorificarea creațiilor literare. Sunt propuse piste comparative de interpretare în care operele literare pot fi abordate din perspectivă ludică, mistico-filozofică sau sub aspect ideologic. Teza scoate în evidență unele direcții importante de cercetare care, după părerea noastră, au adus unele clarificări esențiale a modului în care problema răului a impus unele coordonate de cercetare în filozofie, dar și în studii ale imaginarului. Interpretarea fenomenilor, imaginilor literare și a actului artistic sub aspectul problematicii abordate oferă o înțelegere integratoare a operelor cercetate, precum și modul în care aceste imagini au o deschidere spre universalitate. Suportul teoretic al cercetării constă, de fapt, se împarte pe mai multe direcții de cercetare, pe mai multe filiere. Prima ar fi direcția filozofică, avându-i drept suport teoretic pe Luigi Parison, Nicolae Berdeae, Paul Ricœur, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung, Lucian Blaga, Constantin Noica, Ștefan Alfaroae, Gheorghe Vlăduțescu, Adrian Șustea și alții, Istoria ale diavolului sau Istoria mentalităților, Daniel Defoe, Robert Mouchamblé, Gerard Messaid, Paul Carus, Denis de Rumejo, George Minois, René Girard și alții. Studii semiotice și teoria al imaginarului, Gilbert Durand, Eugen Coșeriu, Umberto Eco, Mircea Eliade, Corin Braga și alții. Cercetări mitologice, avem pe Mircea Eliade, Romus Vulcănescu, Tudor Panfile, Elena Niculiță Voronca, Ion Otescu, Nicolae Cartojan, Ovidiu Papadima și alții. Cercetări literare, George Bataille, Moses Gaster, George Călinescu, Vasile Lovinescu, Eugen Simion, Mircea Pădraru și alții. Dicționare, avem pe binecunoscutul dicționar de simboluri al lui Jean Chevalier, Victor Kernbach, Ivan Evseev, Lază Șăineanu, August Scriban, Romus Antonescu, Ienes și Ecaterina Braniște, Mihai Coman și alții. Obiectivele cercetării constă, am încercat, deși pe parcursul tezii au fost modificate, pentru că, de fapt, teza moștenește diferite încercări de cercetare pe care am încercat, în primul rând, la o teză de an, apoi la o teză de licență, apoi la o teză de master, la a doua teză de master, și în modul de cum trebuie să fie cercetarea a fost încercată pe lucrări mult mai mici. Și ceea ce încerc să vă prezint astăzi este rezultatul a 4-5 încercări. Eu am încercat structura tezei să fie diferită, pe anumiți autori, anumite lucrări, anumite spații culturale, iar ceea ce am ajuns acum este, de fapt, încercări, ca să nu zic eșuate, dar
încercări care m-au format și au putut face ca să prezint în fața dumneavoastră forma aceasta tezei, care se bazează pe următoarele obiective: stabilirea reperilor de profunzime filozofice, teologice, istorice și estetice ale imaginarului răului, sistematizarea unei retorici de abordare a problemei răului, atât în spațiu universal cât și în cel românesc, examinarea unor aspecte conceptuale principiale și cadrul metodologic în investigația tematologică abordată, disocierea tipologiilor de expresie a răului în producția literară analizată, stabilirea modelelor de manifestare și reprezentare a răului în mitologia cosmogonică românească, analiza unor corespondențe arhetipale ale răului și proiecția acestora, cât și a semnificațiilor spațiilor damnate din povești frengiene, investigarea diverselor manifestări și percepții ludice ale răului în unele basme, povești și novele fantastice românești, interpretarea aspectului malefic și reflexiile sale literare în proza fantastică a lui Mircea Eliade, realizarea unei hermeneutici literare a răului ideologic, totalitar și a celui cu tentă de distopie globalistă. Metodologia cercetării și cuvintele cheie. În procesul investigării am făcut uz de următoarele metode de cercetare: metoda comparatistă, studiu interdisciplinar, hermeneutica simbolurilor și a miturilor, arhetipologia, exegeza literară, analiza și problematizarea filozofică. Cuvinte cheie: imaginar, imaginar literar, arhetip, demonic, ludic, existențial, primordial, ontologic, ideologic și altele. Structura tezei constă din introducere. Introducerea, de fapt, este o chestiune care de protocol, ceea ce cere regulamentul, precum obiective, scopul cercetării este exact ceea ce am prezentat până acum. Apoi, structura de bază a tezei este din trei capitole. Primul capitol, premise ale unei cercetări tematologice răul. Capitolul 2, expresia răului în opera frengiană. Și capitolul 3, răul ca distorsiune a lumii și reprezentările sale artistice. Apoi, concluzii finale și recomandări. Bibliografia constă din peste 200 de titluri. Pe lângă corpusul de bază a cercetării, mai am inclus, de fapt, și două anexe care, într-un fel, externalizează ceea ce am încercat să cercetez, să aprofundez în o anumită direcție, dar care, din motive că regulamentul stabilește anumite rigori, nu a putut fi inclus în corpusul de bază a tezei. Prima anexă, care de fapt este o prelungire a unui paragraf din capitolul 1, unde am încercat să vorbesc în detaliu reprezentările răului sau modul în care răul se manifestă, sau nu atât se manifestă, cât contribuția acestuia la crearea universului. Vorbim de reprezentări imaginare. Apoi, a doua anexă este de fapt un glosar, în care am stabilit straturile de profunzime ale numirilor răului sau modul în care răul este numit în opera lui Ion Creangă, și anume că de cele multe ori am observat că Satan nu apare, cuvântul Satan sau supranumele Satan nu apare în opera lui Creangă, cât doar o singură dată apare doar ca boldul Satan și nu numele direct. De cele multe ori observăm un mod de a zice altfel, de a zice și a nu numi pe nume forța răului, care se presupune că este diavolul. Capitolul 1, premisele ale unei cercetări tematologice. În primul paragraf am încercat să stabilesc reperele de bază care au contribuit la conceptualizarea răului sau a termenului de rău. Vorbim aici de filozofie. În mare parte, o contribuție aparte au avut-o Sfinții Părinți, care au identificat și au numit răul ca o lipsă a binelor, precum celebra expresie a lui Augustin, malum est privatum bone, adică răul este lipsa binelui. Un alt element interesant pe care a pus, de fapt,
bazele a ceea ce au încercat mai apoi să teologia să justifice, de fapt, prezența binelui în univers, ceea ce numea Leibniz teodiceea. Și anume, Sfântul Augustin, Sfântul Dionisie Areopagitul identifică răul ca o abatere de la lucrurile primordiale. În felul acesta se justifică prezența binelui, prezența răului în univers prin faptul că răul nu a fost creat, a fost creat doar binele. Pe când pe parcurs acest bine a încercat, nu s-a produs, adică a rămas într-o pauză, și în felul acesta Dionisie Areopagitul explică că binele este de fapt lipsa productivității. Când binele nu se produce, evident, se produce răul. Ceea ce am observat că și Nietzsche vorbește despre același lucru, că binele este atunci când Dumnezeu se odihnește, adică răul este atunci când Dumnezeu se odihnește. La fel și Cioran explică că răul este de fapt cel care este cel mai contagios, pentru că el este cel care poate fi ușor de atins. Și în felul acesta, binele îl consideră o chestiune mai moale, mai mulatră. Lucrurile se schimbă. Apoi, al treilea paragraf, de fapt, paragraful 2 este, am încercat să sistematizez principalele contribuții în domeniul cercetării imaginarului răului și am identificat că această problematică în România, de fapt, a fost abordată în studii care au avut la bază, la fel, niște cercetări doctorale. Paragraful 3 din capitolul 1, am stabilit, de fapt, metodologia cercetării, ceea ce numesc a fi expresia răului și, de fapt, modul meu de a lectura, de a mă apropia de literatură, și anume prin intermediul arhetipologiei. Am încercat în acest paragraf, deși recunosc că îmi scapă unele lucruri, dar de fapt am încercat să-mi schițez filozofia mea vis-a-vis de problema răului și a modului în care vreau să citesc literatura, o operă de artă, pentru că vreau să ajung la elemente de substrat, nu vreau să mă limitez doar la explica niște termeni sau la a identifica niște tipologii, cât să văd anumite paradigme, anumite comportamente și de ce se explică modul în care am analizat în capitolul 2 răul sau arhetipul răului în povești crângene, în care de multe ori făceam trimitere la texte, la surse sacre, care în felul acesta am putut să identific modelele la care putem să ne raportăm, pentru că în mod normal ființa umană este formată din reprezentări, iar aceste reprezentări se moștenesc prin atitudinea noastră religioasă, prin modul nostru de a percepe lumea și universul și așa mai departe. Ultimul paragraf despre care spuneam că nu a intrat în corpusul de bază a tezei este de fapt paragraful care am analizat miturile cosmogonice și modul în care imaginea răului sau a diavolului este pus la treabă și are și el o contribuție fundamentală sau esențială în crearea și constituirea universului. În acest paragraf ar fi putut foarte bine fi un capitol separat, însă nu atât am proces la exegeza acestor mituri, cât am mers și pe modul în care aceste mituri au fost analizate și cercetate de cercetători precum Mircea Eliade, Ioan Otescu și așa mai departe. Capitolul 2, așa cum am anticipat, analizez doar trei povești din creația povestitorului humileștean, Ivan Turbincă, povestea Stampățitul și Danilo Prepelea. Primul paragraf este un paragraf în care identific legătura sau, de fapt, modul în care personajul intră în conflict cu reprezentanți ai răului.
în povestea lui Danilo Prepeleac, dacă vă aduceți aminte, este un moment în care Danilo rămâne fără nimic. Și atunci când el rămâne fără nimic, se întâlnește cu reprezentanții răului. La fel, același lucru este și în Ivan Turbincă. Ivan Turbincă părăsește slujba sa de la oaste și ajunge fără nimic, doar cu o bocceluță, și în felul acesta, când este lipsit de griji, de lucrurile sau de responsabilitățile existențiale, personajele crengene se întâlnesc cu acești reprezentanți ai răului. În paragraful, însă funcția acestui rău în partea aceasta a lucrării, am analizat că acest și am reflectat că acest rău este de fapt un rău care corupe. Danilo Prepeleac și-a propus să facă o mănăstire, văzând că nu mai are niciun sens în această lume, s-a apucat să facă o mănăstire. Însă, tocmai atunci când încearcă personajul crengean să purceadă la realizarea unui bine, tocmai atunci se confruntă cu reprezentanții răului, care încearcă să corupă această intenție, oferindu-i, de fapt, burduful cu bani. Ultimul paragraf din capitolul 2, am analizat spațiile damnate, spațiile în care acolo se lășluiește răul, spațiile în care răul se manifestă, și de obicei aceste spații sunt spațiile pădurea, heleșteul, sunt locurile părăsite, locurile în care omul nu are acces. Noi avem o expresie în popor, omul sfințește locul. E bine, acolo unde nu era omul, ca să sfințească locul, acolo se producea răul. Iarăși, corespondența pe care am spus-o și în capitolul 1, în care răul este, de fapt, lipsa binelui, este atunci când binele nu se produce, nu calcă omul acolo ca să sfințească locul, răul este cel care se produce. Și acest rău este, cum la Ivan Turbincă, este casa boierului, casele părăsite, unde nu este nimeni, locul din pădure, unde ființa umană rar calcă sau chiar deloc, și în felul acesta, în aceste spații, este tocmai locul potrivit ca acest rău să se producă sau să se manifeste. Aici nu vorbim atât de un bine existențial, cât de un bine posibil. Ultimul capitol, răul ca distorsiune a lumii și percepția sale artistice, este de fapt corpusul de bază al tezei. Aici am încercat să analizez o operă literare după anumite tipologii pe care le-am încercat în acest capitol, după modul de manifestare a acestui rău. Am identificat că răul poate fi cu atribute ludice, misterioase și ideologic. Cu atribute ludice este răul în care omul de acest rău poate râde, îl poate persifla, și de fapt în fața unei imanențe a acestui rău, omul nu poate să lupte cu el decât cu arma râsului, așa cum spune și Gogol. Doar cu săgețele umorului omul poate să învingă acest rău. Avem și reprezentări noastre, în folclor avem niște a face haz de necaz. Atunci când este un necaz foarte mare, omul, dacă nu poate să lupte cu el, nu face decât să facă o glumă, un haz și mai departe. În aceeași atitudine a personajelor pe care le-am identificat la Constantin Bruții, la Gărbicianu, chiar și la Topârceanu, un mod de a respinge răul, luându-l peste picior, luându-l în deridere, și în felul acesta imaginea terifiantă a răului cade, pentru că atunci când este, într-un fel, nu este luat în serios. Vorbim doar de atitudine, nu și a modului faptic de a fi. Paragraful 3 este, de fapt, paragraful care reflectă asupra imaginii răului, care este, de fapt, imaginea terifiantă, imaginea care înspăimântă, imaginea care se apropie mai mult cu cea a reflecției filozofice. Pentru că imaginea misterioasă apare în momentul în care personajele se confruntă cu instanța răului pe care nu o poate învinge, una,
a doua o înspăimântă și a treia doar ce poate produce, poate să ghideze, poate să ofere o alternativă de cunoaștere. Exact ceea ce spunea și Lucian Blaga. Atunci când oamenii erau în grădina Eden, șarpele s-a apropiat de ei și le-a oferit altceva decât cunoaștere de care el era în stare. Cunoașterea pe care Lucian Blaga o numește cunoașterea luciferică. Cunoașterea care se arată ca mister, dar care se închide, se închide și se împarte în fanic și criptic. Adică ce o parte se arată doar pentru a intriga și a doua parte este cea care se închide și numim parte întunecoasă, adică instanța demonicului care ghidează anumite, reflectă anumite mistere, dar până la urmă este cea care nimicește sau distruge personajele sau ființa acestora. Ultimul paragraf, răul ideologic, este de fapt răul care nu este de factură ontologică, așa cum a fost până acum în primele două paragrafe, ci este un rău care ia naștere din intenții, am spune, bune. Pentru că atunci când încercăm să construim o societate ideală și încercăm să uniformizăm anumite standarde, putem cădea în cealaltă extremă, să distrugem individualitatea umană, să distrugem liberul arbitru, e ceea ce vorbeau și Sfinții Părinți. Liberul arbitru este cel care trebuie pus în capul mesei, adică fiecare om este cel care trebuie să decidă și în funcție de ceea ce decide, trebuie să fie constituția sa, ființa sa și modul lui de viață, trebuie să-l ducă în felul acesta. Așa că acest rău pe care l-am numit rău ideologic este de fapt un rău care se naște din niște restricții, din niște legi. Legi care sunt aplicate universal și în felul acesta individul își pierde caracterul individual, își pierde modul său propriu de a fi și se impune un alt mod, o altă existență, o existență dictată undeva de la partid sau din birourile în care se pune la cale o ideologie, o politică și așa mai departe. Concluzii generale. În urma cercetării întreprinse asupra tematicii răului reflectat în literatura română sub aspectul unor reprezentări imaginare, am putut constata că anumite imagini sau simboluri regăsite în diferite circumstanțe ne pot dezvălui dimensiuni analitice integratoare ale semnificațiilor de ordin mitologic, filozofic, religios, de profunzimi psihologice și chiar ale unor structuri antropologice. Abordată din perspectiva arhetipologiei, opera literară își poate deschide o gamă largă de semnificații ale unor modele primare de comportament și de viziune asupra problemelor existențiale sau de reflexii metafizice, timp în care pot fi înțelese paradigmele comportamentale precum istoria condiției umane, astfel că, datorită unui filtru interpretativ, care să țină cont și de datele furnizate de istoria mentalităților sau manifestările religioase, putem constata că imaginarul literar este cel ce potențează reprezentarea răului sub diferite percepții ale expresiei umane. Prin realizarea acestui studiu în siajul cercetării inter- și transdisciplinare, care să abordeze problematica răului din imaginarul literar românesc, ne-a permis să identificăm reprezentările definitorii, imaginile, motivele și semnificațiile artistice ale răului, precum și modul lor de corelare a tematicii analizate cu matricea identitară imaginară culturală. Recomandări, teza de doctorat expresă a răului în literatura română, vine să propună o grilă mitico-arhetipală de lectură și analiza creațiilor literare, care să țină cont și de perspectiva matricii filozofice specifice contextului cultural și a structurilor imaginare. Prin urmare, recomandăm ca în procesul exegetic ce vizează creațiile literare să fie adoptat pe lângă instrumentele metodologiei structuraliste și un demers de analiză mai larg a imaginilor artistice, a simbolurilor și a motivelor literare, care ar permite înțelegerea structurilor psihice ale personajelor,
care, în mare parte, sunt reprezentarea unei culturi împreună cu traumele și tensiunile sociale, ce ar putea fi, în fond, expresia unor viziuni integratoare din substratul mitic și arhetipal. Interpretarea imaginilor literare și a actului artistic sub aspect tematologic oferă o deschidere spre universalitate, trecând dincolo de ceea ce ne poate oferi perspectiva criticii textualiste, astfel că o critică a profunzimilor își poate găsi aplicabilitatea și în contextul structuralist înrădăcinat în cultura postmodernă ce persistă în societatea actuală. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim pentru prezentare, pentru că v-ați încadrat în cele 30 de minute despre care v-am vorbit. Acum urmează o sesiune de întrebări și răspunsuri și vă rog frumos să ieșiți de pe prezentare ca să vedem pe domnul profesor Dan. Da? Domn profesor, vrem să vă vedem. Deci intrăm într-o rundă de întrebări și răspunsuri. Cine are întrebări către candidatul la titlul de doctor în filologie, vă rugăm să ne mai invitați. Aș avea eu o întrebare ca să fim în procedură. L-aș întreba pe domnul Ivanov care au fost criteriile de selecție a corpului de autori și lucrări. Dumneavoastră ați făcut referință în lucrare, dar vă rog să reveniți și să aduceți precizări. Da, vă mulțumesc, doamna Șatiții, pentru întrebare. Criteriul de selecție a autorilor a fost cel în care am putut identifica reprezentări ale răului. Nu m-am limitat sau nu am încercat să stabilesc, să aleg autorii după anumite coordonate spațiale sau curente literare, cât m-am limitat doar la modul în care aceste autori abordează această problematică și la modul în care această problematică este reflectată în destul de fie de amplu sau cu textele de bază sau textele literare sunt deschise spre interpretări. Cât mai deschise spre interpretări, în felul acesta ca cât mai mult poți vorbi de operă, cu atât mai mult mi-a făcut plăcere să citesc romanul sau lucrare sau novelă sau poveste și mai departe. În felul acesta, inițial mă gândeam să merg pe o formulă simplistă, să iau autorii pe care erau în paranteză din titlu și în felul acesta să scriu la fiecare autor câte 20 de pagini și în felul acesta poate fi închegată teza. Însă, de fapt, anul trecut, pe vremea aceasta, sau, de fapt în februarie, în 2020, domnul profesor a venit și a spus nu, nu mergem pe formula aceasta, identificăm niște tipologii și eu am propus aceste tipologii ludic, mistic și, adică misterios și ideologic și în felul acesta adune autorii în funcție de modul în care se prestează opera literară. Da, vă mulțumesc și e bine că nu ați mers pe o formulă simplistă și e foarte bine. Domnul profesor Ram, o întrebare, poftiți? Da, vreau să-l întreb pe Constantin dacă a citit romanul lui Cărcărescu Orbitor, cel puțin primul volum, Aripa stângă. Domnul profesor, cu părere de rău, nu am... Dar și cea altă întrebare, nu știu unde ești tu să te văd. O întrebare colaterală, ce parte ești plasat? În spatele camerei. Spațial, poate. Întoarce. Se vede. Da. Nu am citit, însă mă gândeam să merg la Mircea Cătărescu, însă domnul profesor ne-a sugerat să mă opresc. Bun, când o să ajungi la obiectul de carte, de făcut o carte, ar fi bine totuși să treci mai departe, pentru că acolo este cea mai mare reprezentare a demonicului în literatura română. Adică acolo sunt vreo 80 de pagini, cel puțin, ceea ce nu găsești în niciuna din cărțile pe care le-ai judecat până aici,
cel puțin 80 de pagini despre ceea ce înseamnă baletic, demonic, orgiastic, grăcesc într-o biserică. Aici e totul deosebit. Deci toată scena se petrece într-o biserică, dar e normal că biserica aceea se desacralizează. Răul este uriaș acolo. Și noi îmi permiteam să sugerez și să-l luați în seamă și pe Nicolae Spătaru cu măștrele lui Brejnev, care iar creșește o expresie metaforică a răului. Pe altă linie ce drept decât ceea ce ați făcut foarte bine până aici în teză a noastră. Și trei, ce înseamnă paragraf? E sensul pe care îl știam eu sau mai înseamnă și altceva? Sub capitol. Sensul prim al cuvântului, cred că e altceva, dar e bine, da. E o curiozitate mai multe. Întotdeauna eu am iubit foarte mult sensurile noi ale unor cuvinte. Și apropo de asta, Basarabia și Moldova, în general, au fost francofone dintotdeauna. Mai francofone decât restul României. Asta a însemnat, dragul meu prieten Constantin, că se spune Gilbert, Durand, se spun multe. Și voi de acolo sunteți tot moldoveni, ca și noi de mic. Asta e o chestie amicală. George Bataille. Și tot așa. Vă mulțumesc mult. Trebuie să vă ține contul la redactarea. Da. E foarte bine. Hai să ne vedem. Noi stăm de vorbă. Da. Ok. Mulțumesc. Apropo de George, vreau să mai dăm intervenit într-o întrebare. Da, doamna doctor habilitat Nina Corcinski, vă rog. Deschideți microfonul să vă audă și mai fi divag de ales felicitări colegului nostru Constantin Ivanov, este un moment frumos și pentru el, dar și pentru noi, colegii lui și pentru Institutul de Filologie Română, Bogdan Tăcișu, cu Vajiu. Ziceam de George Bataille, l-am văzut inclus aici în prezentare la capitolul Cercetări Literare. Bataille este un filosof mistic, a scris și de filosofie în problema răului, inclusiv este și prozator și mă întrebam dacă ați lucrat pe proza lui Bataille, dacă ați identificat răul sau ați... opera critică, dar doar asta. Uh-huh. Și filosofică, presupun că... E mult acolo de... Da, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mai sunt întrebări? Nu? Vă mulțumim tuturor care ați participat la această rundă de întrebări. Acum, după scenariul pe care l-am eu în față, trebuie să vă aduc la cunoștință membrilor comisiei sugestiile și observațiile expuse la prezentarea manuscrisului tezei în ședința de evaluare preventivă a tezei. Vă propun să muncim puțin altfel, pentru că eu ar trebui să vă dau citirea acestor sugestii, apoi să-l invităm pe doctorand să răspundă, să ne prezinte care dovada că a răspuns la aceste sugestii. Deci vă propun să parcurgă, să ne prezinte domnul Ivanov informația care se conține în dosar, care tocmai se referă la observațiile care s-au făcut și cum a reacționat mai departe pentru a perfecta teza. Vă rog, domnule Ivanov. Da. La susținerea în ședința comisiei de extinsă, de îndrumare extinsă, am avut observații constructive, observații pe care în mare parte, chiar de fapt, nu întotdeauna am ținut cont. În așa mod, chiar și teza a prins un alt contur, am prezentat cu un anumit număr de pagini, am ieșit acum cu alt număr de pagini, chiar și structura tezei, un paragraf care era inițial în anexă, a fost scos în anexă, iarăși la sugestia domnului Marin Costu, am adus în corpusul de bază al tezei, alt paragraf l-am dus acolo și așa mai departe. Prima, doamna doctor habilitat Nina Corcinski a avut trei observații constructive.
se impun precizări hermeneutice referitoare la malignitatea femeii. La pagina 76-77 am adus aceste precizări, am realizat redactările necesare, toate afirmațiile au fost argumentate corespunzător la pagina 143 și 191. Domnul profesor Alexandru Burlacu a venit cu sugestii de a modifica chiar și anumite subcapitole și capitole. S-a intervenit la formulările din cuprins, astfel că a fost modificat titlul capitolul 2 și la pagina 49 și paragrafele acestuia, pagina 51 și pagina 62. De asemenea, a fost modificat titlul capitolul 3. Referințele bibliografice au fost adaptate la cerințele ghidului de redactare a tezei de doctorat, paginile 144. Aici mi-a scăpat ceva. S-a atras o deosebită atenție la actualitatea temei, la gradul de cercetare a problemei, a modelelor de cercetare și suportul metodologic al cercetării și în paragraful 1.3, pagina 29-47. Altceva care s-a făcut precizări în ceea ce privește noutatea și originalitatea științifică a tezei, pagina 9, și în concluzii generale, pagina 139. Concluziile au fost revizuite în proporție de 70%, pagina 139-143. Doamna Viorica Braga a avut de asemenea două observații. Am făcut redactările necesare în ceea ce privește definitivarea termenului și a categoriilor operaționale, paragraful 1.3, pagina 29-35. Se recomandă să fie înlăturate erorile de articulație lingvistică sau de tipar. Aceste lucruri s-au făcut, însă îmi dau seama că lucrarea încă ar putea fi îmbunătățită. Întotdeauna este loc pentru mai bine. Doamna Elena Țau, regretată, s-a efectuat modificările necesare în conformitate cu sugestiile primite, au fost modificate incipiturile paragrafelor 1.1, pagina 40, 2.1, pagina 50 și paragraful 2.2, pagina 62. S-a lucrat asupra construcției capitolului 2, 50-81, astfel că am plasat în anexă numărul 2, paragraful 2.1. De fapt, ceea ce ziceam că era, am analizat termenii sau supranumele atribuite diavolului, era de fapt în capitolul 2 și în modul acesta am respectat și am dus paragraful acesta în anexă. În felul acesta am respectat încă o recomandare, precum că capitolul 2 ar fi prea mare în raport cu celelalte și în felul acesta capitolul 2 într-adevăr s-a micșorat semnificativ. În introducere a fost descris suportul metodologic și teoretico-științific. În paragraful 1.3 a fost pus la punct aparatul metodologic, pagina 29-47. Am făcut trimiteri la studiul sinele arhaic de academicianul Mihai Cimpoi, pagina 54, și la alte studii exegetice asupra operei lui Mircea Eliade. Teza a fost redactată cu atenție, dar mai necesită. S-a revenit asupra formulărilor unor titluri din capitolul 2, pagina 50, paragraful și pagina 180-195. Iarăși, ce spuneam că am dus în anexă. Prin scoaterea paragrafului, aspecte conceptuale și metodologic în creația, în cercetarea problemei rău în literatura din anexă a fost posibilă reflectarea mai detaliată a tipologiei expresiei răului. Doamna Tatiana Potâng a sugerat ca în primul capitol să fie stabilită această tipologie,
această tipologie era făcută, numai că era la anex. În felul acesta, scoțând din anex, s-a rezolvat încă o problemă. Tot doamna Poteng mi-a recomandat să revin la concluzie. Concluzia a fost retratată în vederea scoaterii în evidență a elementului de inovație al tezei și gradul în care a fost atinse obiectivele propuse. Pagina 139-143. A fost revizuită întreaga lucrare, au fost înlăturate erorile de ordin tehnic și ortografic. Domnul Marin Postu a avut, deja am amintit de obiecțiile dumnealui, în mare parte am ținut cont de ele și în felul acesta teza a căpătat o altă configurație datorită observațiilor constructive pe care le-a avut domnul Marin Postu. Cam atât. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuia să parcurgem acest segment al legăturilor susținerii publice a tezei de doctor în filologie. Acum ar trebui să trecem la prezentările referatelor, dar înainte de aceasta îl invităm pe domnul conducător științific, domnul doctor habilitat Andrei Tucanu, să prezinte în câteva propoziții personalitatea doctorandului Constantin Ivanov, după care vom reveni la referate. Da, am să fiu concis, pentru că am să vorbesc mai pe larg în referatul de bază. Vreau să spun numai că domnul Ivanov a fost un doctorand exemplar, a scris o teză bună, aș zice chiar excelentă, și este, asta e convingerea mea, un cercetător de mare perspectivă. Da. Vă mulțumim foarte mult. Acum să trecem la analiza în profunzime, să zic așa, a tezei din partea membrilor Comisiei de susținere a tezei de doctor și am să invit mai întâi referenții, să se pronunțe mai întâi referenții, apoi conducătorul de doctorat și președintele în final. Îl invit pe domnul academician Mihai Cimpoi să prezinte referatul dumnealui. Dumneavoastră, după ce prezintă referentul referatul, dumneavoastră, domnul Constantin Ivanov, vi se oferă cuvântul să răspundeți la observații sau, eu știu, ce o să găsească de cuvință să vă spună referentul. Poftiți, domnul academician. Mulțumesc, stimați doamnă președinte, stimați membri ai comisiei, îmi permiteți să prezint referatul meu despre o teză de doctorat cu adevărat bine scrisă, cu o abordare originală a subiectului ales și cu și o perspectivă, așa cum spunea și dumneavoastră științific, de analist pe care noi îl așteptăm în rândurile noastre, în breasa noastră, hermeneutică, cum cuvântul e la modă. Constantin Ivanov investigează pentru prima dată în spațiul nostru problema răului, reflectat de, în literatură, cu mijloace specifice, bineînțeles, adică cu acele ale imaginarului mitopoietic, prin reprezentările ce țin de o viziune caracteristică unor scriitori, prin personaje, figurări epice și dramatice, fantastice și realiste, prin proiectări parabolice și alegorice, prin surprinderea implicațiilor existențiale pe care le are asupra omului. Pornind de la această specificitate,
care nu se limitează la anumite cadre doctrinare. Doctorandul este preocupat de complexul de atitudini, reprezentări și percepții, analizând în mod prioritar semnificațiile și paradigmele de profunzime, precum zice el însuși în teză, și delimitându-și aria de cercetare la câteva opere literare din perioada clasică și contemporană. Și aici eu aș menționa faptul că el a ales bine atât lucrările teoretice, cât și opere literare concrete pe care să le dezbată și să le analizeze în mod concret, fiindcă la noi, în cadrul seminarului nostru, este așa o practică un pic, cred eu, anormală, că fiecare seminarist promovează, adică cere că să se facă referințe la sute de volume, la zeci de lucrări teoretice. Acum am citit chiar un răspuns al Anacecului că se respinge lucrarea acolo, că nu se dă definiția mitului. Păi bine, dacă doctorantul nu își propune să definească răul sau să mai adauge la sutele de definiții pe care s-au făcut acum mitului și răului, nu e neapărat, cred eu, să se facă acest lucru. De aceea, cred că Constantin Ivanov a ales și lucrările teoretice, făcând atât cât trebuia, cât i-a permis spațiul. O panoramă a problemei generale a răului, în scrierile sacre, în cele mitologice din antichitate, la stoici, gânditorii din Evul Mediu, la filozofii raționaliști, la experții în istoria socială și a mentalităților religioase din secolul al XIX și al XX-lea. Deci, în câmpul atenției doctorantului au intrat firește lucrările filozofului în care este prezentă și o hermeneutică a imaginilor, personajelor și experiențelor ce conturează modele și tipare universale, în temeie cărora va fi făcută analiza aplicată al operelor literare alese ca fiind corespunzătoare subiectului tezei. Deci, în afară de Luigi Parisson și George Bataille, despre care deja s-a vorbit, apar și cercetători importanți ai problemei maleficului din arealul cultural românesc. Lucian Plaga, cu interpretarea conceptului de daimonion la Socrate și Goethe, Constantin Noica, ce comentează lumea mitică din Faust, Emil Cioran, care se referă în manieră proprie la demiurgul cel rău, la raporturile dintre bine și rău, Ștefan Floroai, ce propune un demers fenomenologic, Mircea Eliade, cu incursiunile sale exegetice în dualismul din miturile cosmogonice. Sunt trecute în revistă apoi cercetările unor critici literari și ale unor profesori universitari care au abordat demonicul, fie în texte de doctorat, fie în manieră eseistică, una din lucrările de referință fiind cea, cred eu, academicianul Eugen Simeon, Ion Creangă, Cruzimile unui moralist jovial. Sau sub formă dicționare ale personajelor, cazul Valeriu Cristea, care ne propune dicționar de personaje ale lui Creangă. Și de lucrări realizate strict în cheie de investigare tematologică, cum ar fi reprezentarea diavolului în imaginarul literar românesc, de Mircea Păduraru, și imaginea nefratelui în literatură, de Simona Maria Greliuc.
După aceste prolegomene teoretice și pugere în temă cu excursuri în istoricul problemei, Constantin Ivanov își precizează declicul hermeneutic, care determină și noutatea demersului său exegetic. Abordarea arhetipală a reprezentării răului în imaginarul literar. Convingerea sa fermă este că anume arhetipologia este direcția de cercetare cea mai adecvată, care permite să supună analizei întreaga complexitate a valorificării semnificațiilor din substraturile de profunzime ale operelor, prin grilele tipologiei, expresivității, ludicului, misteriosului și conotațiilor ideologice sau politice. Demonstrația critică este orientată nu doar spre evidențierea unor procedee de ordin tehnic, stilistic, ci spre impactul mai profund pe care îl are viziunea maleficului asupra modului de înțelegere a lumii și universului, a raportului ființei umane cu acestea. E o temă cheie, un topos, un cronotop, în care se adună simbiotic, un Weltanschauung, o concepție specific identitară, cu rădăcini arhetipale adânci, privind geneza și structura universului, aspectele cosmogonice și cosmologice, apariția și evoluția civilizației umane, importanța valorilor și virtuților. Apropo de valori și virtuțile, acum am făcut o descoperire și vreau să vă împărtășesc că în fragmentariul lui Eminescu, pe care l-am recitit, am găsit foarte multe referințe la valori și virtuți. Eminescu fiind în fond fondatorul axiologiei românești, lucru care nu s-a observat până acum. În paralel cu Lotze, Rudolf Herm Lotze, care primul vorbește despre valori, după Kant, Schopenhauer, unde valorile încă apar ca noțiuni foarte relative, deci Lotze e cel care propune noțiunea de valoare și valorizare, el fiind citat în fragmentar de Eminescu. Gata, vedeți, încă un fapt care vorbește despre acel monstrum erudiciones pe care îl contesta divinul critic Călinescu. Alegând un astfel de declic hermeneutic, deci amintesc de importanța valorilor și virtuților, cercetătorul își asigură niște puncte de reper foarte importante ce susține eșafodajul demonstrației, printre acestea figurând analiza comparată, multiaspectuală, legătura organică cu imaginarul mitologic popular și cu modelele și tiparele universale sus menționate. Adică și cu imaginarul cultural general, rolul mântuitor, aș zice eu, al reprezentărilor instanței demonice, prin depășirea spaimii, prin actele de îmblânzire și anihilare a răului primar, prin insinuarea unui spirit mesianic, înfățișarea unui homo religiosus, care vine să contracareze manifestările răului, reprezentarea distorsionată a lumii ca lume inversă sau, precum știm de la Creangă, lume pidos, un mare topos al literaturii universale, prezentă și în literatura spaniolă și, bineînțeles, valorizată la noi admirabil de Creangă. Și Caragiale. Și Caragiale, mai mult. Da, Trâncăneală și... da, așa este. Interferența realului cu fantasticul, de asemenea bine analizat, identificarea problemei răului cu o problemă metafizică, precum
se întâmplă în Sărmanul de Onisa lui Eminescu, dar și în prozele lui Mircea Eliade. Crearea unei lumi imaginare cu legitățile ei specifice, prezentarea răului ideologic, în special în romanul Trei ceasuri în iazda lui Antonie Plămădeală, cărturarul și metropolitul, și nu în ultimul rând desemnarea fenomenelor ce țin de sentimentul de sacralitate omului. Acestea sunt în liniile mari beneficiile pe care le aduce în teză modul de abordare ales, fortificând caracterul pluridisciplinar și interdisciplinar al cercetării și oferind heideggerianul concept de metodă care dezvăluie deschiderea unui text literar alimentat de simbolurile primordiale, arhetipale, bineînțeles, spre universalitate. O dovadă în acest sens o aduce cel de-al doilea capitol, capitol substanțial, după părerea mea, dedicat expresiei răului în opera lui Ion Creangă. Cele trei personaje, Crengienii, Danilo Prepeleac, Stan Pățitu și Ioan Turpinca, sunt angajați într-o suită de întâmplări neverosimile în care, așa cum spune pe bună dreptate cercetătorul, răul își dezvăluie diferite conotații arhetipale. Ei luptă cu răul prin forțele proprii, dar și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. O observație cheie privește rezolvarea conflictului dintre om și diavol, care îl impune ca mare perdant pe acesta din urmă. Și aici aș menționa și faptul că, așa cum a demonstrat și Eugen Simeon, academician Simeon, dracii noștri românești sunt... Asta e bună, dracii noștri! Dar mai blânzi, așa, sunt, nu sunt chiar într-o chipare, o personificare a răului, așa cum apar în literatura universală, sunt cooperanți, apusă bin la marginea iazului, se înțeleg cu oamenii. Eu am și intitulat, ca să mă laud puțin încă o dată, un subcapitol a cărții mele despre Creangă, care apare acum la Iași, se intitulează, deci, omenirea dracilor și îndrăcirea oamenilor. Ceea ce spuneți este o strategie mult mai eficientă de corupere. Când vine la marginea iazului, când sunt mult mai eficienți ai noștri, dracii mai buni. Da, da, da. Păi, vedeți că eu odată, facem-o așa o paranteză de relaxare, am fost invitat de doamna Claudia Balaban să vorbesc despre Creangă și când m-am pomenit cu copiii de la grădiniță, vă dați seama ce puteam eu să le spun acolo, să le țin un discurs academic, nu, le-am întrebat ce personaj. Și mi-a spus, așa, Iva Turbinc, Daniel Prepeleac, dragi copii, nu mi-ați pomenit niște personaje foarte importante despre care eu zic, Simeon, scrie că sunt buni, dracii, vă plac dracii? Nu, nu, nu-i plac dracii. Dar el demonstrează că dracii sunt blânzi. Nu, nu, totul nu ne plac. Și eu zic, dragi copii, dar ce culoare are dracul? Ei, copii, știți cum e, au venit aici, academicianul se ne tragă pe sfoară, așa, să ne ia peste picioare și e gri, spune unul. Vezi cum gri, nu mai este gri, dracu. Altul zice, orange! E, zic, nu, dar în credințele noastre populare, zic, ce culoare are dracu? E, zice, știm, neagră. E culoare neagră, de, dragi copii, trebuie să vă dezamăgesc. Zic, în Biblie, dracu are culoare roșie, la care un copil se ridică și zice, voronin! Asta a fost discuția. Asta e foarte actuală. Da, da, am actualizat-o așa în ajunul alegerilor parlamentare anticipate.
Da, să mai menționez și altceva. Bine analizați și povestea cu Stan Pățitu, dracul digizat în chirică, știți eu, proiecția arhetipală a celui de-al doilea Adam, care nu se identifică biblicul Iisus, ci acelui Adam creat de diavol, cu o copie a celui promis de Dumnezeu. De o altă observație judicioasă, spațiile damnate sau necurate, înfățișate de povestitor, nu sunt similare celor din imaginarul popular românesc. Urmează apoi o sugestivă analiză tipologică a personajelor și a locurilor malefice, Pădurea, Heleșteu, care demonstrează notele originale pe care le aduce Ion Creangă în schimbele snoavii populare și, în genere, modul de reprezentare din inconștientul colectiv. În concluzie, vreau să spun că schimbarea radicală a imaginii diavolului de la Lesaj încoace este urmărită în cel de-al treilea capitol, trecându-se în revistă ipostazele comice, poznașe, fantastice sau semifantastice întâlnite la negruțe. Iată aici doctorantul ne-a amintit că există și un foarte interesant Toderică la negruțe, la Caragiale, bineînțeles, la Eminescu și Iliade, deja am pomenit lucrul acesta, la Plămădeală, Busuioc, Vasilache, Baștuvoi și Vladimir Beșleac. Teza demonstrează erudiție și un indiscutabil dar analitic, o bună cunoaștere a terminologiei, fapt care ne determină să considerăm justificată acordarea titlului de doctor în teologie la literatura română, 622.01, și fapt care ne face să felicităm doctorantul cu această realizare și pe conducătorul științific care l-a îndrumat pe calea ce bună, pozitivă, nu demonică. Vă mulțumim foarte mult, domnul Ivanov, Curcuț. Da, o singură sugestie aș avea, că domnul Ivanov, atunci când va redacta, să unifice terminologia și să unifice exact, zicem, Ivan Turbin, ca se dă în toate edițiile critice și nu Ivan Turbin, că și alte de felul ăsta. Da. Domnul Grinceanu, mulțumim frumos pentru acest mod de lectorare a tezei. Îmi dau seama că teza poate fi citită încă și acest lucru demonstrează analiza pe care s-a făcut. Vă mulțumesc foarte mult. Vă ține cont ca atunci când voi reveni la teză pentru o eventuală publicare să unific aceste numiri ca să-i dea o valoare bună și să fie receptat fără a se reproșa sau să se refreze mai puțin. Da, da, bine. Am invitat referenții și am urmărit ca să fie și oaspeți ca și cum ai Universității de Stat de Moldova, pentru că gazde suntem împreună cu domnul Andrei Țurcanu, eu și domnul Țurcanu suntem, reprezentăm Universitatea de Stat de Moldova acum, iar domnul academician Mihai Cimpoi a reprezentat Institutul de Filologie Română. Îl invităm acum pe domnul profesor Constantin Dram de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Poftiți, domnule profesor, prezentați referatul dumneavoastră, vă invităm. Încă o dată, bună ziua tuturor. Încep prin a spune că îmi pare rău că nu sunt acolo, din mai multe motive, dar în primul rând
acela tehnic, foarte greu vă aud, pare foarte rău că nu l-am ascultat, tot auzit pe domnul Cincoi, de care mă leagă o mare admirație și o mare prietenie de decenii, aș putea spune, dar calitatea este mai mult decât slavă la nivel de audiție și dumneavoastră aveți avantajul, vă puteți auzi între dumneavoastră, nu vă aud deloc. Domnul profesor, îmi pare rău că nu m-ați auzit, dar părerea mea e foarte pozitivă, e excelentă chiar, și nu ne pare rău că nu sunteți împreună aici, dar... Atunci când se va mai putea, chiar îmi doresc să vin în ambasada, pentru că am eu motivele mele. Doi la mână, aș vrea să spun înainte de a da citire retratului, că îi invit pe cei, împreună prin doamna Maria, în primul rând, pe cei de la Chișinău, de la Bălți. Eu de câteva luni sunt directorul Universității Alexandru Ioan Cuza și am inaugurat o serie, o colecție care se cheamă Doctoralia. Și fiind o serie intitulată, acum se face, ar trebui să închideți microfoane, se face microfonie. Da, n-avem decât să profităm de generozitatea dumneavoastră, mulțumim. Voi publica propusă cu public și teze din Republica Moldova, ca cum Dumnezeu vreau să spună. Da, adică, da, și nu știu dacă ți mai românește. Vă mulțumim frumos, domnule profesor, și vă felicităm și vă dorim succese. Da, acum să dau citire de la colegii cu solicitarea că acolo unde sunt chestii descriptive care s-au mai spus, n-are rost să le repetăm, părerea mea, dar ca și cum crede. Dar sunt chestii inerente pe care trebuie să le reluăm toți. Și dacă am tot să spunem că sunt atâtea capitole sau paragrafe, apropo de paragrafe, Constantine, iar nu te văd, am auzit măcar. Tu știi ce știm, dar acel termen de, aici o chestie de prietenie, nu de altceva, termenul de paragraf e uzitat mai cu seamă în limbajul juridic, administrativ, unde este într-adevăr capitol, cum spui tu. Anumite termenul de paragraf, cel mai adesea pentru uzul nostru filologic, e similar cu acela de text început cu un alineat nou. Ăla-i paragraful. Da, da, e clar. Dar fără spărare, deci nu-i cu spărare pentru nimeni, sper. Alineat. Adică o spun așa de... Nu știu, o spun că îmi place să spun. Dar paragraf înseamnă și cum spui tu, doar că în texte de un anumit tip, cum sunt cele administrative sau juridice, în general. Acolo vorbim de paragraful 1, paragraful 2, paragraful 3 și așa mai departe. Dar nu are importanță față de valoarea texte. Bun. Repetul acel preferat printr-o precizare ce se impune de la bun început, aceea că putem vorbi despre o teză de doctorat care trebuie considerată meritorie, fiind rezultatul concret al unui volum de muncă intelectual de necontestat, o lucrare de cercetare care atrage atenția atât prin subiectul tratat, cât și prin maniera în care se face această cercetare doctorală. Este evident faptul că autorul acestei teze și-a urmat cu consecvență lăudabilă traseul stabilit inițial, realizând astfel o misiune întru totul exemplară. O lucrare precum aceasta realizată de Constantin Ivanov a ridicat probleme reale nu doar prin materialul literar cercetat extrem de eterogen și aflat în diferite încadrări spațio-temporale, cât și prin căutarea unor căi de cercetare adaptate semnificațiilor majore ale textelor investigate. Astfel se pot proba, sau nu, acele calități reale ale unui doctorant care a avut de survolat dificultăți majore încă de la începutul proiectării unor repere bibliografice și a unor elemente structurale corespunzătoare pentru astfel de teză. Teza elaborată de Constantin Ivanov reprezintă rezultatul unui act complex de cercetare interdisciplinară ce reușește să intersecteze aspectele specifice ale imaginarului literar cu subtilități ale problematizării filozofice, deoarece subiectul
abordat de autor presupune descoperirea unui mix interpretativ specific în consonanță cu ceea ce oferă sursele primare de la care se pornește. După cum bine remarcă doctorandul, apelul la modalitățile specifice critice resurgente structuralistă sunt parțial sau total inoperabile în acest context, preferându-se mai mult o hermeneutică a straturilor abisale ale problematice pe care reprezintă tematica răului, așa cum relevă materialul supus cercetării. Se pornește de la ideea că TIG-ul, expresia răului literatura română și celelalte pe care le știm, reprezintă o temă de interes major și astăzi, deoarece această problematică este mereu vizată de o largă categorie a creatorilor în artă în general, în literatură în special, fiind de asemenea subiecte de interes legitim și pentru alte teritorii interdisciplinare. De aici și poziționarea corectă la doctorandului, care s-a raportat implicit la reprezentări și percepții ce țin de domenii precum filozofia, antropologia, psihologia, mitologia, religia. În mod deosebit se vede din precizările inițiale, e vizată arhetipologia din perspectiva comparativismului însă, aplicată deosebit asupra textelor din opera lui Creangă. Practic, prin felul în care și-a configurat o metodologie, se remarcă intenția clară a autorului tezei de a trece prin instrumentele specifice cercetării aplicate, de la simpla contemplare literară la identificarea unor paradigme comportamentale și a propozițiilor simbolice, ghilimele, cu raportări implicite către anumite modele biblice, folclorice, fondul cultural, latin, etc. În ceea ce privește această metodologie abordată de către doctorat, așa cum am mai spus, ea pornește de la o distanțare deliberată față de abordările specifice structuralismului și de celelalte ce presupun clasificări aspectuale, fiind preferată o abordare adeptivală a imaginilor, de la care se trece la reprezentarea problemei răului la nivel de imaginar literar. După cum se pronunță autorul tezei, această strategie îi permite o mai bună investigare a textului literar, implicit posibilitatea de a putea comenta ceea ce el numește, citesc, întregul spectru de semnificații simbolice încheiat citatul. Dincolo de studiul interdisciplinar implicit, este vorba de reunirea mai multor probleme de metode de cercetare, metoda comparatistă, elementa simbolurilor și a miturilor, arhetipologia, exegeza literară, analiza și problematizarea filozofică. Se construiește astfel un eșafodaj serios, ce pornește de la parcurgerea atribioasă și cu rezultate temeinice a unor studii în domenii vizate semnate de autori cunoscuți, începând cu Nicolae Berdiaev, care mie îmi place în mod deosebit, și după aceea lista e lungă, nu mai citesc, a citat-o și Ivanov, și o știți toți cei de față, da? Adică toate numele parcurse, Richter, Reiner, Blaga și așa mai departe. Trec peste listă pe care, repet, a fost cel puțin dat toată oricine de acum. Autorul spune undeva de mai mult un dicționar de simboluri. Cel mai adesea, dragă Constantine, probabil comoditatea noastră mă domenească, te fac ce să te referi numai la Jean Chevalier. Nu-i doar el autor, e și celălalt, dragă Constantine, ca să ne înțelegem. A tine apare foarte frecvent doar Chevalier, dar sunt doi autori. Unul mai francez, unul mai, mai flamand. Mai de nostru. Așa e corect. După aceea alte dicționare, inclusiv Victor Kerbach, din spațiu mai vechi românesc, Ivan Efse, pentru că ambele în spațiu acolo românesc sunt considerate cam desuiete, ca să spun așa, dar cu mențiunea că nici n-a făcut altele mai bune. Adică la noi la român e foarte greu să nu se critici. Nu-i bun Kerbach, că e pe vremea comuniștilor, nu-i bun Efseev, că tot de pe vremea comuniștilor săracu era și el la Timișoara, dar altele n-am văzut. Din punctul meu de vedere, încă sunt bune, dacă n-ai altele. Am bine, trebuie să trebuie să trebuie să trebuie să trebuie să trebuie expresia răului în literatura română, cu autorii cunoscuți, este împărțită judicios după cum urmează și trec peste împărțire cu foarte mers cu toții. Am pus-o doar de dragul literatului care știu că cere această chestiune. Conținutul propriu-zis al trezei se află la nivelul a trei capitole. Eu am preferat, dragul Constantin, termenul de capitole, totuși clasic.
în care se tratează după metodele expuse o problematică a răului din imaginarul literar românesc cu trimitere și analize punctuale la autorii numiți. O să citez ce am apreciat. Am apreciat, fără să mai numesc articolele, am apreciat în mod deosebit felul în care doctor Randul a realizat trimiterea la ceea ce cercetarea sa a numit, citez, retorica abordării problemei răului în spațiul cultural românesc. E foarte bună această secvență din teză, cu pertinente comentarii făcute la diferiți autori de spațiul românesc, în primul rând asupra a ceea ce a scris Mircea Tudorarul. Ar mai fost și alții de adăugat acolo, dar Mircea Tudorarul este, într-adevăr, bine speculat, să spunem, de teza de față. Apreciez de asemenea felul în care doctor Andu face tot timpul trimitele necesare pentru înțelegerea contextuală. De exemplu, dau un citat. Formularea titlului acestei teze de doctorat vine în siajul lucrărilor lui Rudolf Otto, care a cercetat diferitele expresii arhaice manifestate în artă, precum o urabie expresie centrale, cea a numii nostrului. Așadar, noțiunea expresiei este nu atât un clișeu tehnologic, cât unul ce permite conceptualizarea unui idei filozofice care are niște trepături profunde. Iar prin afirmații precum X, este expresia lui Y, trebuie mai departe un citat mare, nu mai știu până la autorul cunoaște, și celălalt care a scris teza de asemenea. O paranteză, poate ați fi cu atenție, ar fost interesant de speculat, limba română vine imediat după limba franceză ca variație a numelor diavolului. Deci cele mai multe denumiri pentru diavol, după știința mea cel puțin, se află în spațiul lingvistic francez, care au peste 300 de termeni prin care îl denumesc pe tovarușul respectiv. Ceea ce este lăutabil pentru spațiul românesc, este pe locul 2, ceea ce nu eu. Sunt și tovarășul. Măcar în loc să fim și noi fruntași. Adică avem și noi o mulțime de denumiri pentru diavol, începând de la aceea de furtate și nefurtate, până la Michiduță, până la cel de pe comoară, cel de ucigăl toacă, ucigăl crucea, naiba, multe, multe altele care știți. E interesant cum a apărut Belzebut în spațiul românesc. Belzebut vine din Baal și din Belial. Și de aici până la Belzebut e poveste întreagă pe care am dezbătut-o printre altele Bulacu, cum mai este și Margareta. Dați să vedem ce mai este. În a treia mare parte, secvența a tezei, practic ultimul capitol al cercetării în sine, descoperim de fapt corpusul central al cercetării. Intitulat Răul ca distorsiunea lumii și reprezentările sale artistice, acest capitol este o analiză veritabilă, realizată în urma tipologizării reprezentării răului în imaginarul literar. În funcție de percepția răului, doctorandul identifică diferite accepții ale acestea. Răul ludic, răul misterios sau transcendental și răul ideologic, politic. În primul capitol, și aici iarăși urmează o chestiune de descripție, cu mențiunea că face trimitere la ceea ce descoperă doctorandul, doterica lui Constantin Negruții, doctorandul, aici e o poveste. Îl cheamă Negruț Constantin Dopotache. Nici Ivanov măcar nu s-a lăbărit că îi spune când Constantin, când Costache. Problema este că nici românii din partea cealaltă a turului nu știu acest lucru. Noi avem un liceu în Iași care se cheamă Costache Negruții. Am avut un mare filolog pe care domnul profesor Timpoi l-a cunoscut foarte bine și doamna Maria, cred că, ceva Liviu Leonte, care a făcut o întreagă pledoarie ca să demonstreze că îl cheamă Constantin. El a făcut și o ediție ultima pe care lui Negruții, că știu eu, dar lucrurile sunt urcate. Îl cheamă Constantin sau Costache. Bine. Reiau ce am spus la început, acum o oră și ceva, că aș fi adăugat, poate pentru cartea pe care este cu spate Constantin Ivanov, aș fi adăugat și recent romanul relativ recent al lui Spătaru, al lui Nicolae Spătaru, Moștere din Brescă, care e o altă imagine a răului foarte interesant
prinsă metaforic de autorul dumneavoastră de la Chișinău. Teza de doctorat, cu titlul spus mai sus, se impune în spațiu autohton de cercetare literară Republica Moldova, dar și în spațiu larg românesc, printr-o grilă clasică de lectură și interpretare a creațelor literare, dar care în ultimul timp a fost marginalizat datorită școlii structuraliste, cum am spus. Astfel că interpretarea imaginilor literare și a actului artistic sub aspect tematic oferă posibilitatea concentrării mai multor creații literare în jurul unei problematici. În capitolul rezervat concluziilor, doctoratul arată că, iarăși citesc, anumite imagini sau simboluri regăsite în diverse circunstanțe artistice ne pot dezvălui dimensiunea analitice integratoare ale semnificațiilor de ordin mitologic, de ordin religios, de propunzim psihologice și chiar ale unor lucruri antropologice, încheiem citatul. În același mod ordonat și a condus firul cercetării până la final, Constantin Ivanov își sistematizează reflexiile cu valoare de concluzii la nivelul unui număr de 9 observații sintetice, corelând astfel întreaga analiză desfășurată pe parcursul tezei. Anexele și bibliografia întregesc spațiul unei cercetări doctorale minuțioase cu rezultate ce au fost validate, cum s-a spus mai mult și astăzi, și întreaga sa activitate științifică de până acum, articole publicate, comunicări științifice, realizate în teme de cercetare, participări la colegii naționale și internaționale, ca și la alte activități specifice, toate ilustrează acest aspect. Rezultatele muncii sale de cercetare în domeniu sunt lăudabile, multe dintre textele respective fiind vizibile în reviste de prestigiu implicit indexate. Considerăm că teza de doctorat, cu titlul Expresia răului literatura română, Ion Creangă, Mircea Eclian, Vasile Vaslache, Savache Barcovoi și alții, elaborată de Constantin Ivanov, se va impune în spațiul de cercetare specific literaturii române, prin acest mod de abordare a creațiilor literare, ce presupune o distanțare benefică de anumite excese cunoscute în exercițiile critice de altă factură. Doctorandul s-a apropiat mai mult de interpretarea imaginilor literare și a actului artistic în sine, ordonându-le la nivelul unei problematici supuse cercetării. Fără a avea pretenții axiologice sau intenții de sinteză critică, discursul critic ce caracterizează această cercetare doctorală este axat în mare parte pe marea unor semnificații și paradigme de produzime care permit înțelegerea înaltă atât a faptului sensibil, credințe și reprezentări arhaice, manifestări religioase, tipuri psihice, fracturi identitare de apartenență, cât și cel al formării unui apanaj cultural din realitatea imediată, context ale corelelor politice sau aprobarea în plan funcțional a unui experiment social. E o teză, așa cum am spus și la început, meritorie și, cum am mai evidențiat de multe ori pe parcursul referatului nostru, și pentru aceasta suntem de acord cu susținerea publică a tezei și cu acordarea titlului de doctor în filologie autorului ei, domnul Constantin Ivanov. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, stimate domnule profesor. Constantin Ivanov, poftim dacă răspundeți. Domnul profesor Constantin Ivanov, vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză a lucrării, pentru... Constantin, atât de știu de lung. Vorbește la mai tare sau nu știu ceva. De mai tare. O să scoți masca când vorbești. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Ceea ce ține de la o viitoare publicare a tezei să fac apel la alți autori, voi ține cont de aceasta și chiar eu sunt cointeresat să lărgesc acest corpus de bază de texte pe care le-am inclus în lucrare, ca să poate ar fi bine să merg și la poezie sau chiar poate și la dramaturgie. Voi vedea. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru sugestii. Nu trebuie să scoți oameni vezi, ci doar să adaugi ceva, dacă vrei. Dar ce ai făcut până aici e foarte bine. Dar dacă mai vrei într-o carte să mai adaugi și alt autor, ar fi grozav. Asta e o chestiune de carte, nu de teză, că ai scăpat de rigorile academice, în primul rând. Sau urele rigorile academice. Da, vă mulțumesc foarte mult.
Da, vă mulțumim. O invit acum pe doamna doctor în filologie, conferențiar universitar, Viorica Zaharia. Reprezintă Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Poftim. Vă mulțumesc. Îmi voi expune și eu opinia asupra tezei lui Constantin. Deschideți microfonul. A, nu merge? Luați-l pe mine. Da. Deși cultura contemporană se definește drept una raționalistă și tehnologică, ea vehiculează în continuare numeroase forme de trăire și înțelegerea supranaturalului, ilicit și ilicit. Apar noi religii și cele tradiționale se reînnoiesc, poate și pentru a demonstra că în imaginarul colectiv al omului secolului XXI supraviețuiește un vechi fond de credințe păgâni încă activ, ofertant, necesar și inevitabil. Asta ar fi și în înțelegerea noastră o primă explicație a legii temei de disertație de către Constantin Ivanov. Se cunoaște că răul a figurat ca temă de reflexie a artiștilor dintotdeauna. Descoperirile arheologice arată că imaginele răului au fost concepute în mai toate culturile și civilizațiile, reprezentând sublimări în opera de artă a unor vise și viziuni, conținuturi și structuri camuflate ale inconștientului. Astfel, evoluțiile și expresiile răului, prin vară diavolului în perioada creștină, au la bază o întreagă istorie a reprezentării simbolurilor răului, în variantele sale sumeriene, persane, egiptene sau eline. Păcatul original reprezintă cauza alungării omului din grădina paradisului și stă la baza apariției celor două existențe distincte, cetatea lui Dumnezeu, unde domnește iubirea și pietatea, și cetatea diavolului, în care domină răul, ce trebuie înfrânt. Chiar dacă într-o primă perioadă a creștinismului răul reprezentat de Satan nu apare foarte des în imagini, întrucât conceptul de diavol și imaginea sa nu erau încă bine conturate, ulterior, în imaginarul colectiv, se va impune percepția că răul provine din coruperea lucrurilor, care sunt bune în esența lor, prin modificarea măsurii, a formei sau ordinii naturale a acestora. Pentru a-l atrage pe om de partea sa întunecoasă, diavolul nu va ezita să-i propună false plăceri, să utilizeze false minuni sau chiar demersuri logice și raționale. De unde vine răul însă în lume? Căci el nu a putut fi creat de Dumnezeu. Sfântul Augustin răspunde că răul a apărut doar din cauza păcatului original, prin care și cel viclean și-a făcut loc în lume. În opinia sa, Dumnezeu a permis răul pentru a extrage binele, iar diavolul reprezintă doar un instrument pentru punerea în evidență a binelui. Leibniz întrevede trei categorii ale răului. Răul fizic, care constă în suferințe, dureri, neplăceri, și cel moral, ce înseamnă păcatul și reprezintă sursa primului tip. Ambele sunt imputabile omului. Cel mai important însă răul metafizic reprezintă în înțelegerea lui Leibniz imperfecțiunea originară a creaturilor și se află la originea primelor două. Dumnezeu nu dorește sub nicio formă răul moral sau cel fizic. Răul fizic apare însă ca pedeapsă și se folosește pentru îndepărtarea păcatelor. Îndreptarea păcatelor. Răul moral, păcatul, provine de libera alegere umană și este generat de răul metafizic, imperfecțiunea ființei umane, răul moral generând în rândul său răul fizic. Leibniz arată că de răul fizic și de cel moral responsabil este omul, ființă imperfectă și liberul său arbitru. Dumnezeu nu vrea răul, dar îl permite. Această permisiune, făcându-l pe Leibniz, să facă o distinție între voința antecedentă a lui Dumnezeu, care dorește binele, și voința consecventă a divinității, care dorește mai binele. În continuarea celor afirmate mai sus, apreciez îndrăzneala domnului Constantin Ioanov de a trata tema răului dintr-o perspectivă interdisciplinară, hermeneutică, filozofică, antropologică, teologică și estetică concomitent. Scopul lui fiind acela de recontextualizare a prozei românești prin intermediul a trei expresii arhetipale ale răului propuse de autor însuși, ludică, transcendentală sau misterioasă și ideologică. În acest sens se profilează și primele întrebări către doctorand. De ce atât de multe metode și doi, de ce a fost nevoie de aglomerare unui material literar atât de heterogen, aflat în diferite încadrări spațiu-temporale? Din moment ce titlul anunță din start obiectul de studiu, proza română și în cadrul acestea câțiva autori pasarabeni.
Pentru Carl Gustav Jung, inconștientul personal nu constituie decât o coșghiță subțirea inconștientului colectiv, construit în cei peste 1500 de ani de civilizație. Din acest inconștient colectiv îi rumpă arhetipurile prin formele lor de manifestare, simbolurile, înspre zona conștientului și în special în vise sau viziuni, în mituri, legende, fenomene religioase sau opere de artă. Aflată în zona interdisciplinarității, cercetarea lui Constantin Ivanov a analizat manifestarea arhetipului răului într-o serie de texte literare tratate cumva inechitabil, într-o încercare de determinare a modului în care simbolurile arhetipale provenite din inconștientul colectiv influențează creația literară. Cu siguranță, studiul expresiei răului este eminamente necesar de completat cu cercetări de ansamblu care oferă soluții euristice concrete de ordinul celor propuse de teza expresia răului în literatura română. Și cu subtitlul în care sunt enumerați unii dintre autorii la care a făcut referință autorul. Pentru că în virtutea numeroaselor lucrări apărute la temă, în străinătate și dincolo de Prut, la noi în Basarabia o cercetare amplă de acest fel nu s-a făcut încă. Reținerea vine așa cum sublinează autorul în determinare teoretico-metodologică și complexitate transdisciplinară a domeniului. Totuși, din ce în ce mai mult, tema este preluată de filozofi, antropologi, culturologi, sociologi, psihanaliști care oferă explicații noi și convingătoare în analiza textelor de ficțiune. Ori demersul științific al tezei de bază este direcționat tocmai spre identificarea ipostazilor literare de manifestare a răului. O a treia întrebare ce se cere acum adresată lui Constantin Ivanov este următoarea. De ce în subtitlul tezei s-au dat preferință unor autori, operele cărora au constituit obiect de cercetare, ignorându-ți, spre exemplu, pe Antonie Plămădeală, romanului căruia i s-a rezervat în ultimul capitol un spațiu destul de vast. Titlul tezei a necesitat precizările dintre paranteze, făcute probabil cu scopul de a orienta așteptările lectorului, doar ce traseele discursului creionează permanenta încercare a menținerii ambiguității ce înconjoară imaginea răului. De altfel, intenția de a evidenția particularitățile mentale umane în domeniul reprezentării răului constituie preocuparea întregii cercetări realizate de către Ivanov. Pentru constituirea cadrului problematic al tezei au fost scoase în evidență principalele reflexii și semnificații care conturează cadrul imaginal al problemei răului înrădăcinat de-a lungul istoriei mentalităților, fapt evidențiat de către doctorand în primele paragrafele capitolului 1. Este evident că metoda propusă, situată la granița demersurilor domeniilor menționate anterior, a generat o doză de interdisciplinaritate, ceea ce considerăm noi a dus la un traseu sinuos și incomplet de atingere a obiectivelor ce vizează modul în care pulsiunile inconștientului personal și simbolurile arhetipale provenite din inconștientul colectiv îi influențează atât arta cât și gândirea umană. Structura lucrării prezintă partea teoretică și cea de contribuție personală, planuri aflate în alternanță datorită imposibilității de a separa tranșant cele două aspecte. De importanță aparte este argumentarea punctelor de vedere diverse ce asigură caracterul aplicativ al fragmentelor de texte prezentate sub formă de citate, pe alocuri comentate și explicate. În aceste ordine de idei se pot identifica coordonate istorice ale mentalităților și ale diavolului, filozofice, teologice, mitologice, ale imaginarului și ale studiilor literare. Extrase din scrierile, și eu voi numi doar câțiva dintre autori, deci în completarea celor deja amintiți. Carl Gustav Jung, Luigi Parison, Berdaev, Paul Carus, Robert Mouchamblet, Gilbert Durand, Laga, Eliade și alții. Demersul metodologic al cercetării evidențează substratul mitologic sau factorul paradigmatic ce a determinat ca o anumită imagine artistică sau o reprezentare să fie expresie unui model al ghilimele condiții umane din textele reconstruite ca fiind edificatoare și generatoare de comportamente ființiale. În același timp, sub aspect metodologic, autorul, din teama de a nu aluneca în esedism, simte nevoia anumite justificări și, după părerea noastră, nu întotdeauna inspirate. Aș putea să dau citire unui argument, trec peste ele, deci sunt mai multe exemple. Cu scopul de reevaluare
de a reevalua valorile umane, pridefnice, consideră că natura răului ca și cea binelui nu trebuie căutată nici în prejudecata teologică, nici dincolo de lume. Ambele concepte participă obligatorii la crearea universului, la creația universului, deoarece facerea lumii are loc în urma colaborării dintre divinitate și un demiurg șarlatan, ghilimele de Grigoare, deci conceptul, termenul aparține lui Ioan Petru Tulianu, direct răspunzător de degradarea ființei. Răul a fascinat dintotdeauna, poate și de asta Constantin și-a ales tema, deci unele dintre întrebările la care s-a căutat, se caută dintotdeauna răspunsul de ce apare, care este, cum este posibil, de ce este permis de Dumnezeu binele suprem, care sunt metodele prin care unul poate învinge sau limita efectele răului, este răul legat indisolubil de bine sau este doar o lipsă a binelui, are răul o existență ontologică de sine stătătoare, este satana răspunzător pentru tot răul din lume, întrebările ar putea continua, deci sunt întrebări la care și Constantin Ivanov a încercat să caute răspunsurile pe care le dau operele pe care le-a luat în vizor. În comparație cu Doma creștină în literatură, opoziția rău-bine este mai puțin constantă, existența de dualității bine-rău oferind o formă de completitudine universului. În plus, răul, termen corelat cu conceptul de diavol, satan, nepurat, etc., presupune o aprofundare a noțiunilor și o interpretare semantică adecvată a termenului, iar cunoașterea acestora a fost a priori o necesitate în cazul tezei de față. Demersul doctorandului a fost direcționat din start către identificarea celor trei ipostaze literare ale reprezentantului sacrului monstruos, iar pentru a ajunge la momentul în care răul, nefrate, devenit diavol, își face intrare pe scena creației literare, a fost necesară o reconstituire a etapelor parcurse până la stilizarea sa, astfel încât imaginea răului în literatură, afirmă autorul, devine un arhetip, situație datorată tendinței generale de a forma reprezentări individuale pentru fiecare motiv fundamental ce contribuie la alcătuirea lumii. Parafrazându-l pe Robert Michel Blend, cercetătorul francez, cu experiență vastă în domeniul imaginarului și a demonologiei, se poate afirma că teza lui Constantin Ivanov se limitează la a urmări câteva indicii ale prezenței răului bară demonului în civilizația românească, trecând în revistă și, ghilimele, expresie ale urmelor lăsate de îngerul căzut asupra textului literar. Pe măsura cercetării unor opere literare prin metoda psihanalizei jungiene, care presupune existența și acțiunea inconștientului colectiv, ce impune au condiții necesare și prezintă arhetipurilor, doctorandul a evidențiat arhetipul răului, urmele căruia le regăsim în multe opere de artă importante, precum și în situația dorință umană de a-l învinge. Prezentarea trecerii înspre dimensiunea literară este susținută în teză de o detaliere a textelor teoretice care conține explicații și exemplificări ale conceptului de rău. Capitolul 1 prezintă arhetipul regăsit în mod constant în psihanaliza analitică a lui Jung sub denumirea de imago prezent în psihicul uman, avându-și originea în cadrul structurilor imaginare identificate în zona viselor individuale a religiilor și a mitologiei, arhetipul se regăsește în psihicul uman de la naștere până la moarte, ca reprezentare a imaginilor primordiale. Ghidinistul de teoriile lui Jung, Constantin Ivanov, demonstrează în teză existența arhetipului răului, căruia acordă atenție cuvenită, căci, cu afirmațiile făcute, implicarea sa în istorie este majoră. În acest sens, el consideră fenomenele de irumpere în istorie a unor simboluri arhetipale ale răului în societatea românească a secolului trecut, similare cu cele ale diavolului din perioada barocului. Așa, deși destul de confuz, sub capitolul 1.3, altezii încearcă o clasificare teoretică a conceptului de rău și a elementului care intră în paradigma acesteia. Ca orice deformitate ce reprezintă un semn al misterului, fie malefic, fie benefic, răul care ia chipul diavolului poate fi atât un adversar cât și, o complementarietate a diavolului, conchirie doctorandului. Drept argument, luștează în mai multe rânduri pe Paul Carus, care încercând să clarifice anumite aspecte legate de nașterea, existența și rolul diavolului, precizează că, citez, arborele genealogic al celui rău este mai vechi decât arborele celei mai vechi aristocrații europene și familii regale. El precede Biblia și este mai vechi decât piramidele. Citat încheiat, am citat din istoria diavolului, ideea de rău, de la origine până în prezent. Iar
Proximitatea necuratului este o prelungire a stării lui interioare, materializată prin intermediul obiectelor și a simbolurilor numerice care îl caracterizează și în care se consideră că există frământări ale puterii sale, factor care dă naștere superstițiilor. Odată cu explorarea universului literaturii, unde este prezentată imaginea diavolului umanizat, ipostazele răului ludic, a unui demon comun, comic, profund ironizat, sunt exemplificate de autor în capitolul 2, rezervat expresii răului în opera lui Ion Creandă. Poveștile crengiene amintite, de cele trei povești amintite, beneficiază de o analiză detaliată a unor reprezentări și manifestări ale răului. Prin sondarea complexului de semnificații, dar și a imaginarului demonic, a putut fi posibil, dincolo de stabilirea raporturilor exegetice, o analiză detașată de rigurile structuraliste. Deci aici am menționat și antevorbitorii mei. În capitolul 3, răul ca distorsiune a lumii și reprezentările sale artistice, unde se vehiculează cu cele trei expresii ale răului, sunt analizate reprezentările literare ale acestora. Fără a stabili un cadru cronologic sau de apartenență culturală, decât doar că textele interpretate aparțin literaturii române, problema răului este studiată ca o entitate de constelații simbolice cu cuvintele lui Constantin sau cu ceea ce numește Gilbert Durand bazine semantice. În tratarea problematicii capitolului 3.2, percepția transcendentală misterioasă a răului și reflexia sa literară, Ivanov pornește de la ideea că întreaga literatură își regăsește bazele în cadrul mitologiei, moartea în ghilimele unui mit, aducând o metamorfozare a conținutului mitologic. De unde ideea că fantasticul a apărut atunci când a fost negată gândirea sincretică în care realul și imaginarul, raționalul și raționalul erau nedespărțite? Sau atunci când alături de credință apare necredința? Aici, mai mult decât alte tipuri de scrieri, frica, neclaritatea care provoacă neliniște și anxietatea cauzatoare de coșmar sunt definitorii și depind în mare parte de creativitatea cititorului. O să spun doar că în continuare aici m-am referit la analizele care le face Constantin scrierilor lui Ileade și a lui Mihai Eminescu. Sub capitolul 3.3 este, după părerea noastră, piesa de rezistență a tezei de față. Constantin Ivanov exemplifică aici, prin analize reușite pe texte, reprezentarea răului ideologic, așa cum îl numește autorul. Un rău provocat de legi și constrângeri de ordin politic, cărora individul trebuie să îi se supună. Acest rău, tot citez, existențial, cu implicații etice, manifestat prin atrocități împotriva demnității umane, practicat de regimurile totalitare, doctorandul îl depistează în textele lui Antonie Clămădeal, Vasile Vasilache, Beșleagă, Salvate Buștovoi, tratate cumva disproporțional. Un singur exemplu, celor două romane ale lui Vladimir Beșleagă în care se face referință, le s-a rezervat doar o doime de pagină, pe când romanul lui Antonie Clămădeal este tratat în cuprinsul a 8,5 pagini. Considerăm că scopul pe care și l-a propus doctorandul, când a proces la realizare tezei, a fost aproape în întregime atins, constatare rezultată din observația făcută în atingerea parțială a unora dintre obiectivele anunțate în introducere. Succesiunea celor trei capitoluri și respectiva subcapitolului relevă acest fapt. Structura tezii nu foarte riguros construită, dovadă servind anexele constituite dintr-o parte constituind o parte a conținutului tezei, a asigurat menținerea vastului material în limitele aspectelor definitorii ale temei de cercetare. Nu putem afirma cu certitudine că teza conține aspecte de noutate științifică, dar remarcăm faptul că prezintă o reconstituire istorică a conceptului de rău și a ideii de expresie a sa. În același timp, lucrarea se impune ca originală prin algoritmul model de interpretare a textelor scriitorilor basarabieni. Considerăm alegerea operei lui Vasilache și a lui Salvatie Poștovoi potrivită și suficient argumentată pentru a ilustra aplicabilitatea modelului răului ideologic propus. Aplicarea acestui model asupra altor texte din literatură universală și națională este menționată ca posibilitate viitoare de
analize în capitolul, în recomandările de la sfârșitul tezii. Și o să citez. Sub alte criterii exegetice. Mai departe, autorul spune, sunt propuse piese, piste interpretative originale în care operele literare pot fi comentate din perspectivă ludică, mitico-filozofică, sub aspect ideologic sau chiar din perspectiva lingvisticii mitologice. Și aici o să-i pun ultima întrebare, o să-i adresez ultima întrebare lui Constantin. Ce aspecte s-ar putea releva, deci ale răului, în aplicarea perspectivii lingvistice mitologice la cercetarea operelor pe care le-ai luat în discuție? Reprezentativitatea studiului efectuat de către domnul Constantin Ivanov este întărită și de un considerabil suport teoretico-metodologic argumentat în introducere și aplicat în cursul cercetării. Remarcăm totuși că din recuzita bibliografică lipsesc unele studii de referință românești și unul ia o să-i dau citire. Magie și vrăjitorie în cultura română, două puncte, istorie, literatură, mentalități, Ioan Pop Cușel. Sperăm că neincluderea este doar o simplă scăpare. Textul propriu-zis al tezei este parțial elaborat în corespundere cu cerințele de redactare în vigoare. De ce am zis lucrul ăsta? Pentru că am atenționat în timpul acestei luni care am avut o dispoziție să citesc, în urma discuțiilor cu Constantin, asupra mulțimii de greșeli de tehnoredactare și gramatical depistate la lectură. Stilul este adecvat unei lucrări științifice de acest tip, chiar dacă demersul este pe alocuri incomprehensibil. Urmarea tuturor celor consemnate, considerăm că teza prezentată de către domnul Constantin Ivanov, expresia răului în literatură română, Ion Creangă, Ileade, Vasile Vasilache, Savate Băștovoi și alții, răspunde exigențelor de acordare a titlului de doctor în filologie la cifru anumită. Da, vă mulțumesc, domnule referent. Poftim, domnul Ivanov. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Zaharia, pentru această lectură realizată în paralel cu sursele pe care ați făcut permanent trimitere. Ivanov, spate masca și vorbește mai tare, amici, este ușor. Da. Voi ține cont de obiecția dumneavoastră, în faptul că trebuie să revin la unele redactări stilistice sau scăpări de tehnoredactare. Ceea ce ține de întrebări, dar ca o remarcă, puteți să vă așezați ca să vină sunetul mai bun. Da. Ca o remarcă la ceea ce spuneți dumneavoastră, lucrarea lui Ioan Pop, Magie și Vrăjitorie în cultură română. De fapt, lucrarea aceasta am consultat-o. Așa s-a întâmplat ca atunci, în textul în care a făcut referință la această lucrare, trei pagini acolo care, din lucrare, din discuțiile cu domnul profesor Andrei Zurcanu, a zis, mi-a recomandat că ar fi bine să renunț la cele trei pagini și în așa fel pagini la care am făcut referire la această lucrare a zburat fără ca să mai revin pe urmă să facă referire în altă parte a corpusului tezei. Ceea ce ține de titlu care ar fi putut cuprinde autorii la care am făcut referință, este doar o chestiune tehnică, birocratică, pe care pe ultima sută de metri sau după 2 ani de zile nu mai poate fi modificată. Atunci când am pornit la realizarea acestei lucrări, nu mi-am planificat să merg la Antonin Pămădeală, însă cursul cercetării a făcut ca să ajung la această lucrare și în felul acesta am analizat această lucrare pentru că este o lucrare fascinantă, este o lucrare care reflectă în cu lux de amănunte toate traumele, toate detaliile în care individul poate fi redus la tăcere, îi se poate impune o altă identitate, asemenea patului propus, fiecare individ trebuia să aibă o anumită statură, să fie standardizat. Și am crezut de cuvință că chiar și această disproporționalitate care se poate reproșa este de fapt
ei se datorează faptului că am mers cu lectura, iar acolo unde chiar aș fi vrut la romanele lui Vladimir Beșteagă să ofer mai mult spațiu, dar vă dați seama, 150 de pagini e limita care se impune și așa mai departe. Ceea ce ține de lingvistica mitologică, perspectiva acestei model de a ajunge la substraturile de profunzime ale ceea ce numim rău, cum a fost format, ce este la bază. De exemplu, Iuda Iscarioteanu este cel care a numele au dat datorită trădării lui Iuda, da? Am ajuns la ceea ce avem noi în ziua de astăzi, Scaraotski, da? Iscariot. Pentru că, în fond, o acțiune rea, o acțiune de trădare, o acțiune care se abate de anumite norme, este cea care poate să dea un nume în imaginarul folcloric, în imaginarul literar. Alte întrebări care să mai zăstat? E suficient. Vă mulțumesc. Considerați că este suficient, da? Da, bine. Stimate domnule coordonator științific, domnul profesor, doctor cabilitar, Andrei Surcanu, aveți cuvântul? În calitatea mea de îndrumător la această teză, voi începe cu niște precizări care sper să aducă lumină asupra unor aspecte esențiale ale conceperii și elaborării ei și să împrăștie unele posibile întrebări, nedumeriri apărute înaintea, în timpul lecturii sau după o lecturare în întregime a textului. O primă întrebare ar fi: de ce expresia răului în literatura română? Obișnuiți cu o imagine edulcorată a românului poet și în particular cu cea a moldoveanului românului Basarabean bun și cu minte, răul sau demonicul, precum era formula inițială din titlul lucrării, a cam rămas în afara conștiinței publice, reținut undeva în sfera îngust speculativă a omilirilor teologice. Și imaginarul literar se află, la o privire fugară de ansamblu, în același orizont al bunătății cu poverile ei ambigui, ale poeticității calofile și pitorescului. Situat însă în lumina multiplilor seisme, fracturări și echivocuri ale postmodernității, dar și a luxurii de libertate la care, în sfârșit, scriitorul și cercetătorul basarabean au acces, răul ca problemă moral-ontologică într-o societate vulnerabilă, supusă tuturor atacurilor și pseudomorfozelor, devine în planul cogniției generale, inclusiv al reprezentării și cunoașterii artistice, de o importanță fundamentală. Astfel, teza domnului Constantin Ivanov, de o actualitate stringentă, reprezintă în acest sens pentru spațiul nostru o deschidere pentru alte necesare cercetări aplicate. Dovadă e resurecția în literatura română, inclusiv în literatura basarabeană de după 90, a unor teme, subiecte, topoi literar, simboluri, mituri și miteme ale răului. În acest sens, lucrarea nu este nici pe departe și nici nu a intenționat să fie un studiu exhaustiv al problemei răului. Ca oricare cercetare de pionerat, ea vine să puncteze un cadru general, metodologic și hermeneutic și să traseze direcțiile care îi separă autorul definitorii pentru înțelegerea conceptuală a răului și pentru elucidarea manifestărilor sale literare mai importante. În efortul de limpezire a datelor cardinale ale problemei și de fixare a punctului său personal de vedere, domnul Ivanov a avut de înfruntat o multitudine de opinii, idei, concepte, cu rădăcini în mitologie, în gândirea filozofică antică, medievală și modernă, în textele biblice,
pe care autorul a început a le comenta public în adunările evanghelice de la vârsta de 13 ani, în teologia Sfinților Părinți ai Filocaliei, în studii de mentalitate și cercetări ale imaginarului literar. Aici pot să pun mărturie că autorul a refuzat de la bun început calea bătătorită a ciupirii unor informații din câteva studii consacrate, căutând să se informeze direct la surse. În acest scop, dânsul a consultat în mai multe rânduri bibliotecile din principalele centre de studii din România, dar mai ales a adunat la temă o întreagă bibliotecă personală care se regăsește și în bibliografia de la sfârșitul tezii. Mergând pe urmele unor conceptualizări filozofice, teologice, etice, sociale și de altă natură a răului, conștient că problematica acestui concept ori semantic este una care nu poate fi cuprinsă doar de o grilă hermeneutică, doctorandul stăruie asupra unei abordări interdisciplinare, expresie sa literară regăsându-se plenar la întâlnirea studiului arhetipologic cu cel antropologic al mentalităților și imaginarului, cu hermeneutica ezoterică, cu sociologia culturală și, în mod deosebit, cu psicanaliza abisală a lui Jung. Pentru a justifica viziunea metodologică, el a socotit de cuvință să se detașeze în mod expres de tratările unilaterale, în special de un panstructuralism de circumstanțe și de comparatismul literar, considerate abordări restrictive și insuficiente. Că domnul Ivanova are dreptate în opțiunile și distanțările sale metodologice, ne demonstrează într-un mod concludent capitolul intitulat Expresia răului în opera lui Ion Creangă. Adăugând demersul său și instrumentele oferite de lingvistica mitologică, disertandul identifică numirile și supranumele răului în opera crângeană și oferă o perspectivă inedită asupra sensurilor spațiilor damnate ca sălașuri ale demonilor. Astfel demonstrează că interacțiunea dintre om și axis mundi, ca putere întemeitoare, sacralizatoare și forțele primordiale ale răului, are o multitudine de conexiuni cu mentalitatea arhetipală a folclorului, cu miturile străvechi, cu felul de a înțelege și a interpreta lumea de către omul arhaic. Expresia ludică a răului, prefigurată în povestea lui Creangă, este regăsită la autori precum Negruțe, Isperescu, Caragiale, Gârbiceanu, Galaction, Topârceanu și analizată detaliat în ultimul capitol al lucrării. Ludicul în aprecierea demonicului apare ca o forță vitală de eliberare și salvare a omului de sub teroarea malefică a acestuia. Răul diminuat, luat în râs, e plasat astfel în derizoriu. Al doilea tip de reprezentare a răului este perceput în sens transcendental sau mistic, precum se poate observa în noviela Sărmanul Dionis al lui Eminescu sau în unele romane fantastice ale lui Mircea Eliade. Acest capitol excelează autorul istoriei credințelor și ideilor religioase, care acordă misterului și magicului forța unui dinamism narrativ autonom, tehnică preluată de altfel și de mulți scriitori japonezi contemporani. Ultimul timp de reprezentare a răului în literatură, numit de domnul Ivanov răul ideologic, este cel provocat de legile unor societăți totalitare, de constrângere de libertate impuse de aceste personajelor. E vorba de un demonism social regăsit într-o anumită măsură la Ion Petre Curianu, în romanele Basarabenilor, Trei ceasuri în iad de Antonie Pămădeală, Povestea cu cucoșul roșu de Vasilache, Pactul cu diavolul de Aureliu Gusliuc, Diavolul este corect politic și un demon mut de Savatei Baștovoi și altele. Sunt analizele cu cele mai promițătoare perspective de cercetare, investigarea imaginarului totalitarismului, ca rău ideologic absolut, rămâne încă în spațiul nostru un deziderat de primă importanță. Teza de față constituie o primă breșă importantă într-un domeniu de cercetare cu nevoie stringentă a unor sondări profunde și sistematizări largi.
s-ar cere pe viitor, în continuare acestui studiu, o extindere a arii de autor și opere prin trecerea analizei la genul dramatic, aș aminti aici Cervus Divinus de Ion Druță, și la poezie. Oricum, tema disertației nu e nici pe departe epuizată. Norocul e că ea și-a găsit în persoana domnului Ivanov un cercetător de-al casei, un împătimit, am zis și mai sus, al hermeneuticii biblice, un cititor de texte cu instrumentarul metodologic bazat pe vaste lecturi, curios, a plecat spre speculațiile conceptuale cu interogări inedite și răspunsuri originale. După finalizarea tezei, dumnealui ne-a mărturisit cu candoare. Acum, dacă ar fi să o scriu din nou, aș scrie-o alția. Cineva ar putea vedea în cuvintele sale o umbră amară de deziluzie. Nu este. În această mărturisire vorbește conștiința veșnicii depășiri de sine, proprie spiritelor neîmpăcate, căutând în permanență cu înfrigurare și tenacitate absolutul perfecțiunii. Cu textul final în față, dar și cu imaginea zilelor, săptămânilor, anilor petrecuți cu disertantul meu, sper domnul Ivanov să confirmă că am tot dreptul moral la acest pronume posesiv, în discuții lungi, clarificări de idei, căutări ale unor opțiuni optime de structurare generală și eforturi de limpezire stilistică, mă întreb și eu, teza aceasta ar fi putut scrisă altfel? Desigur. Ar fi fost posibilă o altă abordare, firește. Dar aceasta ar fi fost teza altui autor sau ar fi fost teza unui alt Constantin Ivanov, cel care 4 ani de zile a căutat o calea sa proprie spre înțelegerea răului ca un concept care însumează în sine un conținut polisemantic și ca expresie literară și care în final a ajuns la concluzia că, ca și personajul druțean din Sania, că ar fi scris-o și poate o va scrie, fiindcă are pentru asta toate datele, altfel. În încheiere aș mai menționa faptul că autorul a publicat numeroase studii în diverse reviste științifice naționale și internaționale, la diferite categorii de CZU, CZU, teoria literară, istorie și estetică, literară, tehnologie, filozofie, teologie, folcloristică, lingvistică. Paralel, autorul a publicat mai multe articole științifice care nu se regăsesc în teză, dar erau necesare în elucidarea anumitor probleme conceptuale, care ulterior au constituit un suport teoretic auxiliar în analiza aprofundată a problematicii de cercetare. În baza celor expuse, sunt de părerea că teza expresia reului literatura română este o realizare valoroasă care merită aprecierea noastră cu nota aprecierea noastră cu nota maximă și acordarea domnului Constantin Ivanov a titlului științific de doctor în filologie. Da, vă mulțumesc, domnule profesor Andrei Ciucanu. Domnul Ivanov, aveți să spuneți câteva lucruri? Dar mulțumirile la sfârșit vor fi generale. Spuneți. Doar mulțumiri. Îmi dau seama că munca pe care am depus-o și efortul în toți acești ani a dus ca aici să discutăm această teză. Cu domnul profesor am discutat ore în șir, de multe ori ca o paranteză aș vrea să spun că primele 2 articole scrise la tema răului și anume care am analizat povești crengiene ca să văd dacă acest demers s-ar potrivi pentru o teză de cercetare, domnul profesor mi-a sugerat în felul următor. Articolele sunt bune, sunt pasabile, în expresia dumnealui, pentru a fi publicate în revistă, dar acest mod de analiză nu trebuie să se regăsească în teză. Așa că am mers pe altă cale și poveștile crengiene au fost interpretate altfel și după această discuție, domnul profesor mi-a recomandat anumite lecturi. După aceste lecturi am înțeles cum ar trebui să stea lucrurile. Vă mulțumesc, domnul profesor, foarte, foarte mult.
Bine. Acum, spre sfârșit, trebuie să prezint și eu referatul meu. Am un referat de 6 pagini și cu caracter 12, deci ar fi un text mai mare. Cu permisiunea dumneavoastră am să spun câteva lucruri doar, pentru că, într-adevăr, se repetă chestiuni de structură, de actualitate, originalitate și am să trec peste aceste informații care sunt și în referatul meu, întrucât aici există un model de referat, ce trebuie să conțină referatul și am respectat acest model. Am să mă refer la câteva momente, poate că o să vă invit să polemizăm puțin. Da. Elaborată după rigorile unei lucrări de grad științific superior, teza de doctor în filologie, expresia răului în literatura română, Ion Creangă, Mircea Eliade, Vasile Vasilache, Savate Baștovoi și alții, reprezintă un caz de succes al Școlii Doctorale Științe Umanistice din cadrul Consorțiului Național administrat de Universitatea de Stat de Moldova. Autorul tezei și-a propus să cerceteze un subiect de actualitate, chiar dacă corpul de lucrări stabilit include opere despre care s-a scris mult și în vari perspective, cazul operei lui Ion Creangă este mai mult decât relevant. Actualitatea tezei de doctor, expresia răului în literatura română, se motivează, așa cum afirmă doctorandul în introducere, prin insistența, citez, asupra unor aspecte mai puțin decantate, concentrându-se pe dimensiunea mitică arhetipală și pe valențele sale antropologice, religioase, filozofice, psihologice și ideologice. Imaginile răului, după cum ne-a convins studiul concret, deseori relevă un substrat cu implicații profunde ale trăirilor. Viziuni, credințe, mituri cosmogonice, a căror deslușire relevă noi și noi semnificații simbolice. Am încheiat citatul. Nota originală a cercetării este atribuită de caracterul ei inter- și transdisciplinar. Cercetarea de față intră în area cercetărilor imaginarului. Trec peste un citat pe care îl invoc aici, de la pagina 8, întrucât doctorandul explică de ce aderă la această perspectivă, dar țin să citesc comentariul. Altfel, se poate observa o coerență și consecvență apreciabile ale câtorva tineri cercetători din Republica Moldova, care au fost acceptați recent ca asociația Centrului de Studii al Imaginarului Fantasma de la Universitatea din Cluj, condus de profesorul Corin Braga. Așadar, lucrarea de față ar constitui rezultatul investigațiilor corelate cu două centre de cercetare, cel al Școlii Doctorale Științe Umanistice de la Universitatea de Stat din Moldova și deja cel de la Universitatea Clujană. Disertația se constituie din trei capitole organizate cu rigoare metodologică, are patru anexe, bibliografia, tot ce trebuie să conțină această disertație. Scopul este formulat conform rigorilor, scopul este desfășurat în 9 obiective pe care autorul le urmărește până la sfârșitul lucrării și înnoadă toate direcțiile sau aceste obiective într-o construcție încheiată în cele 9 concluzii pe care le găsim la capitolul concluzii generale. Capitolul 1, parcurs teoretic, capitolul 2, o analiză aplicată pe un scriitor mai mult decât canonic, un mare clasic pentru a folosi expresia normativă de la cursurile universitare, pe cele 3 povești ale lui Ion Creangă și capitolul al 3 la care s-a referit toată lumea și care constituie, de fapt, o analiză pe mai multe texte și cu acea tipologie a răului la care iarăși s-a făcut referință.
Ce aș fi vrut să spun în legătură cu aceasta sau unde aș fi vrut eu să polemizez? Până oară, eu aș fi evitat să prezint în traducere engleză un citat din Charles Baudelaire și scriu aici, de vreme ce dumneavoastră faceți dovadă că cunoașteți limba franceză și aveți la pagina paginile 20 și 30 citate traduse de dumneavoastră din limba franceză. Mă rog, e un punct de vedere. Dacă ați vrut neapărat, sau poate ați avut la îndemână varianta engleză a cărții la care a lui Charles Baudelaire, pentru comoditate a fost, dar poate trebuia să faceți pentru rigoare. Da. Așa. Totodată aș fi fost atentă cu această expresie spațiul autohton. M-am uitat, odată ați folosit această expresie, apoi ați trecut mai departe. Inițial, în primele pagini, m-am gândit că vă referiți la spațiul autohton, adică al Republicii Moldova, și bănuiesc că domnul profesor Constantin Dram tot asta a înțeles, pentru că face referință în referatul dumneavoastră, dar mai departe spuneți că spațiul autohton e spațiul românesc. Și eu fac un comentariu aici, prin încadrarea cercetării în spațiul general românesc și prin conexiunile la cercetările de din afara acestui spațiu, teza se așează în rândul disertațiilor moderne și competitive, dincolo de această expresie cu autohtonul. Nu știu, e o chestiune poate pentru care dumneavoastră predați sau pe care o preferați. Eu m-aș mai gândi, asta nu e un cap de acuzare acum, pur și simplu m-aș fi gândit la lucrurile acestea. Însă apreciez ca foarte bun un alt moment al tezei, rar întâlnit în teze, în disertațiile pe care le-am văzut în ultimul timp. După mine, cercetătorii tineri care prezintă o lucrare pentru calificare, care să-i se acorde titlul de doctor în științe, doctor în filologie, cazul nostru, ar fi trebuit neapărat să parcurgă cercetările doctorale sau disertațiile care s-au scris la o tema disertației în spațiu autohton, în spațiu general românesc și în alte spații. Și nu văd lucrul acesta. Cu atât mai de apreciat este acest moment pentru teza dumitale, pentru că dumneavoastră face referințe la paginile 26-27 la un corpus de teze care s-au susținut fie la Universitatea de Litere din București, la Universitatea Valachia din Târgoviști, la Universitatea iarăși din București, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și așa mai departe, probabil și în afara spațiului românesc. În capitolul al doilea, probabil aș fi găsit o altă soluție în legătură cu 1.4. 1.4 pe care dumneavoastră prezentați doar ca început de capitol și după aceea îl treceți la anexa numărul 1 din teză. Eu am înțeles ce s-a întâmplat, știu care sunt rigorile excesive ale spațiului pentru o cercetare doctorală, știu că suntem în spațiul cercetării umanistice și aici probabil ar trebui să fie un spațiu mai mare pentru a introduce textul. Eu înțeleg că este un text foarte bun și trece la anexe, dar poate că ar fi trebuit, eu știu, să-l dați mai de zis și după aceea dezvoltat. Dar dacă eu m-am gândit că așa aș fi făcut, poate eu, dacă eram, dar dumneata ai făcut așa și eu accept ce prezentați. Acum, în capitolul al doilea, care e o analiză a operei lui Creangă, expresia răul în opera lui Creangă, eu n-am știut că, de fapt, anexa a doua era corp din acest capitol și dumneavoastră ar trebui să redactați pentru că se începe cu 2-2 și 2-3 pentru că ați scos 2-1. Nu? Deci, el apare cumva, acest capitol, numai din două subcapitole, ca să nu folosim paragraful, noțiunea de paragraf din manualele rusești, sovietici, pe de acolo a intrat în capul nostru, nu? Subcapitole.
Și zic, de ce oare sunt mai două? Pentru că ar fi putut fi trei și ele de fapt erau trei. Și am înțeles că aceeași soluție a fost și aici. Așa, în legătură cu Stan Pățitul, pe care povestea lui Stan Pățitul, pe care poveste pe care dumneavoastră o vedeți cumva mai cu dificultate și pe bună dreptate cu dificultate, vă citez aici din pagina 61, identificăm niște contrarii greu de explicat în legătură cu acest personaj și cu felul cum se manifestă răul și care ar fi semnificația lui Chirică. Probabil este povestea lui Creangă realizată în aceeași cheie a insinuării și a nerostirii adevărului până la capăt, așa cum se face în Moș Nichifor Hoțcarul Brăoară, pentru că Ipate are un singur clen și el peste tot reușește, dar el îi trebuie inițiat pe segmentul comunicării cu femeia. Și aici limbajul lui Creangă și felul cum își construiește povestea trece de fapt în zona nerostitului. Deci apar anumite dificultăți de e greu de explicat. Bine, ar fi un așa cum văd eu lucrurile. Și dumneavoastră foarte bine ați dezvoltat acest lucru. Eu am o frază mai mare de la pagina 61. În un alt moment în care aș fi încercat să polemizez cu dumneavoastră pentru că lucrarea dumneavoastră merită, este lucrarea scrisă bine și mi face plăcere să discut cu dumneavoastră, ar fi observații în legătură cu novela Sărmanul Dionis al lui Eminescu, acolo unde dumneavoastră spuneți categoric că de fapt Dionis este numele Mirian al lui Dan. Dionis este numele Mirian al lui Dan. Dan e călugărul. Este invers. De ce? Dionis, așa e corect, Dionis ar putea fi interpretat ca nume. Dan se visează cu nume de Mirian Dionis. Dar Dionis ar putea să aibă o regresiune în trecut să se descopere în Dan. Nu știm exact ce se întâmplă acolo, pentru că domnul Carnicean Cimpoi va trebui, sper eu să-mi dea dreptate să spună că este cea mai ambiguă construcție. Sau este realizată această novelă în cea mai ambiguă cheie, construcție este așa a novelei, încât să creeze ambiguitate. Este o ambiguitate, după mine, asumată de Eminescu, pentru că e vorba de planurile timpului și așa mai departe, dar tot ce spun eu e cumva dintr-o altă operă. Pentru că dumneavoastră analizați răul aici, nu construcția, poftim? De-aia și fascinantă. De-aia și fascinantă, este adevărat. Apoi, acest perechi de personaje, Dan Dionis, Riven Ruben, care ele nu sunt întâmplătoare la Eminescu. În capitolul al treilea, este exemplară analiza lui Mircea, romanul lui Mircea Eliade. Vă felicit pentru aceasta. Mi-a plăcut foarte mult cum ați analizat romanele lui Mircea Eliade. Pentru mine este o noutate, Antonie Plămădeală. Eu am citit, dar citit comentariul dumneavoastră, nu cunosc lucrarea. Am citit cu atenție toată lucrarea și am văzut că acordați un spațiu amplu și lui Savate Baștovoi, pe drept cuvânt, pe merit a acordat acest spațiu. Atâta doar că, așa cum spun în acest aviz, în acest referat, Iepurii Umor este un tip de lucrare cu un anumit tip de rău, rău ideologic sau rău ideologic cu o anumită fațetă, iar celelalte romane care au în centru imaginea răului ideologic, inclusiv ideologic, dar nu doar ideologic acolo, sunt scrise dintr-un alt punct de vedere, de pe poziție teologului probabil, teologului ortodox mi se pare mie, și ca romane, ca realizare a romanilor, poate că ar fi trebuit să aplicați o grilă critică, dar am înțeles că nu v-a interesat lucrul acesta. Și înțeleg că acesta a fost obiectivul dumneavoastră. În cele din urmă, în concluzie, voi menționa nivelul științific înalt al executării tezei de doctor în filologie, expresia răului în literatura română, Ion Creangă, Mircea Eliade, Vasile Vasilache, Savate Baștovoi și alții, construcția solidă a demonstrației științifice, analizele pertinente, adesea adopte, concluziile edificatoare. Chiar dacă nu au
putut fi evitate unele carențe stilistice sau greșeli, adesea tehnice să le credem, la care trebuie să revină și să se redacteze lucrarea. Lucrarea de față prezintă, repet, un succes al Școlii Doctorale Științe Umanistice de la Universitatea de Stat din Moldova. De aceea, vă îndemn, stimați colegi, să votați pentru acordarea titlului de doctor în filologie domnului Constantin Ivanov, în baza elaborării tezei de față. Autorul tezei este un cercetător matur, cu un discurs analitic asumat, un limbaj analitic personalizat, susținut de formația sa teologică și filologică, un cercetător care, sunt sigură, va contribui la dezvoltarea domeniului în care se afirmă astăzi. Domnul profesor, trebuie să vă răspund eu, da? Da, după aceasta o să avem răspuns. Da, da. Da, vom avea o, revenim, un spațiu de revenim discuție, la observațiile noastre, doctorie. Vă să pun și o întrebare la ora 14 am cursuri și vă durează de două ori cât un doctorat în România. Da. Deci ar trebui să știu cam cât mai durează ca să văd dacă mai fac ore sau nu. Da. Scurt. Vreau maxim 10 minute. Cam încheiem. Pe sfârșit suntem. Acum a fost lung. Bun, e clar că am ce să spună domnul Ivanov. Aici, apropo de Sărmanul Dionis, sigur că acolo totul e transmutat în sfera oniricului și deduplarea este clar. Aici nu prezintă nici așa o mare deficiență. Așa, acum, în ce privește autohton, aici aveți perfect dreptate, doamnă profesoară, fiindcă noi încă suntem un pic așa marcați de calculurile din rusește, știți, rușii zic o deticină, sigur că noi trebuie să spunem autohton, fiindcă eu cred că nu putem vorbi de producție națională de roșii, de castraveți și de alte legume, ci de producție autohtonă. Deci, împrumutând termenul din franceză, atare. Sigur, nu putem spune autohton și universal, ci numai național și universal. Lucrurile sunt foarte clare. Eu am înțeles, dar ziceam că această cercetare a lui Constantin Ivanov e valabilă și competitivă în spațiul românesc, general. Așa e, așa. Și dacă se are în vedere autohton acest spațiu, înseamnă că da. Dar dacă numai Republica Moldova, ne depășește acest spațiu. Așa. Domnul Șepinski, ca să... Da, aveți dreptate. Atunci când m-a referit la autohton, cercetări autohtone, care au cercetat imaginarul răului, se referea la spațiul românesc. Aveți dreptate. Aici este o scăpare din partea mea. Dar când m-am referit la opere, la texte literare, atunci m-am referit la texte din Republica Moldova, din Masarac. Și atunci am zis... Îmi place foarte mult ce spuse și Mircea Ileade. Este... Da, autohton. Filozof autohton. Așa, dar, da. Așa, deci, acum s-a încheiat prezentarea referatelor, s-a răspuns punctual la fiecare referat și dacă este cineva aici prezent care vrea să spună ceva, poftiți doamna doctor conferențiar Victoria Fonari. Da, subțint vorbim. Foarte subțint. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și foarte subțint vreau să zic că cu domnul Constantin Ivanov, în afara spațiului Universității de Stat din Moldova, ne-am revăzut la Bacău, la conferința semiotică organizată de domnul Doinac Meciu, care în acel moment era la Arte Frumoase, Teatru de Revistă. Apoi la Iași, la o conferință organizată de doamna Elena Puha, doamna profesor.
Astăzi am observat cât de frumos se coordonează școala doctorală. Ori chiar în acest anotimp am avut posibilitatea să moderez conferința doctorală și am descoperit această conexiune dintre Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Filologie Bogdan Petricecu Hașdeu. Regretam și cei de la Iași, pentru că au fost și doctoranții de la Iași. Eu am moderat împreună cu doamna Andreea Mironescu, doctorul Andreea Mironescu, și îmi părea doar rău că nu știam și cine sunt conducătorii științifici, dar probabil anul viitor la conferință vom vedea și acest aspect. Cu privire la autoritatea lui Dumnezeu, mi-a părut foarte interesantă și sigur că profesorul Andrei Țurcanu lucrează foarte meticulos. Astfel, Constantin Ivanov a avut și dificultatea de a reveni la propriul text de câteva ori. Este o etapă nu atât de simplă, chiar aș fi zis demnă de voință. Și cu privire la momentul lui Jung. Într-adevăr, Jung, deși vine din perspectiva aceasta de psihanaliză, totuși, după mine, a făcut unele din cele mai interesante interpretări a lui James Joyce, Ulise, și a lui Faust. Și conexiunea pe care ați valorificat-o, doamna Șleachtițchi, Cluj și școala doctorală de la noi, aș fi zis că parcă tot ar fi o conexiune de a intra în bârlogul lui Faust, prin intermediul bibliotecii clujene. Aș mai vrea să menționez, mi-a plăcut foarte mult întrebarea cu privire la lingvistică și mitologie. Și aici, la sigur că Constantin Ivanov a explicat cuvântul daimon, că vine de la cuvântul conștiință, pentru că el vine de la specialitatea română greacă, ori interpretarea de la daimon a provenit de la o hermeneutică juridică. În ce crezi, Socrate? Cred în daimonul meu. Consecința nu crede în zei. Și de aici această răsturnare de idei. Totul cu conexiunea paralelă, pentru că atunci când am auzit numele, mi-a adus aminte de prezența moștrilor în catedrală, titlul tezei de doctor, și îmi apare în imagine și imaginea lui Moise, care este arătat cu două cornițe, din punct de vedere al sculpturii. Este o lucrare interesantă, conceptualizată. Sigur că rigorile științifice sunt tot un fel de pata lui Procust, și fiecare vine cu perspectivele sale de interpretare. Totuși este o etapă foarte importantă, o treaptă definitivată pe care o trece astăzi doctorandul Constantin Ivanov. Vă mulțumesc și îmi cer iertare de momentul de a mai insista să am acest discurs. Vă mulțumesc! Foarte bine că ați insistat, pentru că trebuie să vorbească și cei care sunt în sală. Vă mulțumim foarte mult! Sunt aici două avize din exterior. Eu am să citesc doar concluzia. Este vorba de un aviz semnat de doamna doctor în filologie Ana Ghilaș, care de la Institutul Patrimoniului Cultural, care consideră că pentru realizarea temei propuse în teza de doctorat, Constantin Ivanov merită să-i se acorde titlul științific de doctor în filologie la specialitatea literatura română. Și al doilea aviz, semnat de doamna dr. Olesea Gârlea de la Institutul de Filologie Română Bogdan Petricecu Hașdeu, care afirmă, îmi exprim încrederea fermă că autoreferatul tezei de doctor al domnului Constantin Ivanov poate constitui un reper orientativ și pentru alți doctoranți și consideră că poate să îi se acorde domnului Constantin Ivanov titlul de doctor în filologie. Acestea sunt avizele, acestea sunt luările de cuvânt. Acum noi vă rugăm pe cei care nu sunt membri ai Comisiei de Susținere să ne lase pe noi să deliberăm. Colegi, este momentul de sfârșit al susținere publice a tezei de doctor în filologie, elaborată și redactată de domnul Constantin Ivanov. Dau citire proceselor verbale. Procesul verbal numărul 1. Prezenți membrii Comisiei de Doctorat Maria Șleachtițchi, Mihai Cimpoi, Constantin Dram,
Viorica Zaharia Andrei Țurcanu, ordine de zi, acordarea titlului de doctor domnului Constantin Ivanov în baza susținerii publice a tezei de doctor cu titlul Expresia răului în literatura română Ion Creangă, Mircea Eliade, Vasile Vasilache, Savate Baștovoi și alții, s-a hotărât, se propune de a acorda domnului Constantin Ivanov titlul de doctor în științe filologice cu calificativul foarte bine. S-a votat pro 5, membri contra 0. Președintele Comisiei, secretar, vă rog să votați pentru aprobarea acestui proces verbal. Vă mulțumesc, unanim. Și procesul verbal numărul 2. Prezenți cei de mai sus, ordinea de zi cu privire la susținerea tezei de doctor în filologie, s-a hotărât de a acorda domnului Constantin Ivanov titlul de doctor în filologie cu calificativul foarte bine. Vă rog să votați și acest... Vă mulțumim, vă felicităm, domnul Constantin Ivanov, și acum aveți cuvântul. Domnul Dram se grăbește. Da. Stimați membri Comisiei de Susținere, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați avut curajul și răbdare, de fapt, ca să lecturați lucrarea mea. Vă mulțumesc enorm de mult pentru obiecțiile care constructive, care ar putea aduce nota cea de perfecțiune care ar trebui să fie. Vă mulțumesc foarte mult pentru încurajările dumneavoastră. Domnul profesor Constantin Dram, vă mulțumesc foarte mult pentru că o parte din teză a fost și a luat un început și din îndrumarea pe care am avut-o la Iași. Vă mulțumesc foarte mult la toată lumea, mulțumesc. Eu am foarte mult mari emoții și în mod special când vine capitolul de a mulțumi, sunt destul de complexat, dar vă sunt foarte recunoscător și sperăm ca tot ceea ce s-a spus, tot ceea ce poate aduce îmbunătățirea acestei lucrări, le voi lua în calcul și la o eventuală monografie. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim noi și vă felicităm, stimate domnule doctor în filologie, Constantin mulțumim Ivanov, și îl felicităm pe domnul conducător științific cu munca pe care ați depus-o și cu bucuria pe care o aveți astăzi, că aveți un doctorand nou-nouț și un doctorand care are să facă ceea ce trebuie să facă un cercetător în cercetarea literară românească, am toată siguranța. Deja doctor. Da. Doctorat deja doctor. Da. Domnul doctor în filologie, Constantin Ivanov. Vă felicităm și sperăm să fie confirmat titlul. Succese!